Asta nu mai are, este depravat, nu mai are nicio șansă la viață, uite-te cum arată. Deci ajunsasem atunci, m-am drogat așa de tare, eram și am consumat și alcool, eram și băut, deci vorbeam cu calul. Deci asta făceam. Nu, eu nu pot să-mi dau seama nici acum, Costi, cum putea să fac lucrurile astea. Mă ardeam cu țigarea când consumam alcool. Anturajul a schimbat viața mea total. Aveam mai multe înjurături în vocabular decât aș fi avut cuvinte pe care aș putea să le folosesc în uzual. Îmi doream pur și simplu să plec acasă, deci nu mai suportam. Adică așa se comporta și cu tine? Da, deci așa se comporta cu mine. Deci pur și simplu parcă era un... Parcă eram un animal. I-am spus tatălui meu că nu mai suport să mai stau acolo, că nu i-am spus niciodată că am fost bătut, că am fost așa, nu știu de ce. Nu i-am spus, mi-era rușine să-i... Consumatul alcoolului era o practică în familia mea. Am cunoscut un alt cerc de prieteni în care se drogau. Oh. Oh, și am zis, frumos. Alt nivel. Dar tu continuai să fumezi, Deci, când mergi până la nivelul 3, mergi cu totul. La marihuana, ea era, dădea o senzație mai de calmitate, mai te relaxa pur și simplu așa și uitai de anumite gânduri. Nu-ți mai tot fumat. Da, tot fumat, bineînțeles. Și următorul pas a fost că trasul pe nas. Aveam și 18 beri pe zi. 18? Da, da. Te trezeai cu berea, da, și deci te culcai cu berea? Eu închideam magazinul, eu îl deschideam, cum să spun, între ghilimele. Pentru că asta o făceam din cauza unei dureri interioare. Da, cuvintele astea, 2000 o schimbai mie toată viața. Astea sunt cele mai importante cuvinte din viața mea pe care le-aș fi auzit vreodată. Sunt pocăi. M-au trimis la boli infecțioase. Am ajuns cu următoarele diagnostici, a fost COVID. Nu știu unde l-am luat, am avut COVID. Otită medie, otomastoidită și meningită. Asta a fost cel mai... Meningită, asta este o boală destul de gravă. Ce schimbare, deci, de unde ai plecat și unde ai ajuns? Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim împreună aici la Masa Autentic, un nou episod de podcast, un nou moment în care vom afla o poveste de viață provocatoare pe alocuri, pe de alta destul de bine așezată într-un peisaj în care vom înțelege ce face cu adevărat Dumnezeu pentru noi astăzi, în vremurile pe care le trăim. Scriptura e mai actuală decât oricând, o să vedem cum și în ce fel. Până atunci aș dori să vă mulțumesc tare mult pentru faptul că sunteți alături de noi prin ceea ce faceți dumneavoastră pe platformele pe care noi suntem prezenți, fie că vorbim despre faptul că sunteți abonați apăsând pe clopoțel, fie că ne scrieți comentarii sau dați câte un like la ceea ce realizăm noi aici la Autentic. De asemenea, mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care ne ascultați pe platformele de podcast și îi apreciez pe aceia care au ales să facă parte din comunitatea noastră și pe Spotify, pe platforma de podcast pe care cred eu că o apreciați destul de mult pentru fiabilitate și pentru faptul că vă este foarte, foarte la îndemână. Dar pentru a nu mai trage de timp și pentru a profita cumva de momentul acesta, am să-i spun bun venit aici la Masa Autentic lui Daniel Epure. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Ce faci, Daniel? Bine, mulțumesc. Este o zi frumoasă în care mă bucur să filmăm. Uite, stabilim un lucru așa de la început. Okay. Vorbim la pertu. Ok, bine. Da? Vreau să vă întreb la început, dar... E bine așa? Da. Ok, bine, dar fii atent că atunci când nu te ții de promisiunea asta, am să te corectez. Ok, nu, că acum vreau să vă întreb dacă... Să te întreb... Așa, hai că începe să fie bine. Ce faci tu? Cum ești? Cum a fost călătoria de la Brașov la București? De fiecare dată când vin de la Brașov, peisajul pe Valea Prahovei este unul deosebit. De fiecare dată văd ceva diferit și asta mi încântă sufletul la propriu. Ai venit cu trenul? Da, da. Ai venit împreună cu soția ta? Împreună cu soția, da. Acum mergem împreună, dacă până acum veneam eu să o vizitez pe ea, acum venim împreună de la Brașov. Foarte fain. Tu la Brașov faci facultate, ea e la rezidențiat. Da, da. Eu sunt anul 2, iar ea este primul an de rezidențiat. Tu faci kinetoterapie. Kinetoterapie și recuperare specială. Iar ea ce rezidențiat? Medicină de familie. Medicină de familie, foarte fain. O cunosc pe Ioana din facultate. Așa că știm cumva, avem cel puțin un punct comun. Daniel, ca să te cunoaștem noi puțin mai bine, am să te pun așa sub o presiune aici la Autentic. 20 de secunde pe ceas. Okay. Să ne spui ce crezi tu că este important să știm despre tine. Am dat start.
Deci mă declar o persoană iubitoare de oameni, îmi place pur și simplu să lucrez cu oamenii, pentru că de aceea am ales și domeniul acesta medical, și îmi doresc ca să pun cât mai multă pasiune în ceea ce fac pentru a avea reale rezultate. Wow! Îți plac oamenii? Da, da. Mai aveai un pic să ne spui despre tine, dar o să aflăm noi. De unde pasiunea asta pentru oameni, Daniel? Pasiunea pentru oameni a plecat de la Centrul Podiș. Centrul de sănătate Podiș. Centrul de sănătate Podiș. Acolo am ajuns în urma unei experiențe dureroase și acolo pur și simplu domnul director Iosub mi-a pus o dorință în inima mea de a lucra pentru oameni și de a iubi și de a fi împreună cu ei. Foarte fain. O să ajungem acolo. Noi l-am avut aici la Autentic pe domnul Costel Iostub. Dacă doriți să urmăriți povestea dumnealui, o puteți căuta pe Autentic. Așa că vă încurajez din toată inima. O poveste de viață tare interesantă. Eu mi-am adus cu mine o agenda primită într-un podcast precedent și doresc tare mult să notez aici câteva lucruri din ceea ce ne va povesti în ocazia asta Daniel. Spune-mi, te rog, unde ai copilărit tu, Daniel? Copilăria mea a fost nu departe de Râmnicu Vâlcea, mai exact la 45 de kilometri, comuna Peșceana, sat Ursoaia. A fost și este un loc deosebit pentru că Dumnezeu parcă a creat așa de frumos un loc natural în care oamenii cresc frumos și au pe inimă dorința aceasta de a-L descoperi pe Dumnezeu, și acesta a fost locul natal în care eu am crescut. Spui că aveau așa o dorință să-L cunoască pe Dumnezeu, asta venind și din familie, sau mă rog, și familia ta a fost așa precum ceilalți? Familia mea a fost și este o familie credincioasă. Tatăl meu este practicant, mama mea mai puțin, și oamenii din sat, fiind un sat de media de vârstă, este la 65 de ani în momentul actual. Și vedem că în satele din România oamenii mai în vârstă, oamenii cu mai multă înțelepciune, parcă îl iubesc mai mult pe Dumnezeu. Și lucrul acesta m-a impresionat și pe mine de mic, sau între timp s-a pierdut lucrul acesta, dar de fiecare dată când mergeam acasă descopeream că oamenii sunt aproape de Dumnezeu în modul în care ei știu lucrul acesta. Acolo este biserica ortodoxă majoritară. Da, biserica ortodoxă. Acolo. Și când spui că tatăl tău este practicant, adică merge la slujbe în fiecare duminică? Deci tatăl meu, înainte să... Deci noi am fost în familie trei frați și tatăl meu lucra, deci el era singurul care lucra. Avea atunci un salariu, când eram eu micuț, de vreo 700 de lei, 750 de lei, era tâmplar. El nu mergea atunci în perioadă din cauza că nu avea timp. Dar după ce a renunțat și a venit acasă, a stat mai aproape de noi, de familie, a putut să meargă duminica la slujbă și posturile le ținea cum miercurea și vinerea, cum se țin la Biserica Ortodoxă, deci este lege pentru el lucrul acesta. Wow, foarte fain. Și asta m-a impresionat, plus că datorită anturajului în care eu am fost, aveam obiceiul de a înjura și vorbeam foarte, foarte, foarte urât. Nu pari. Da. Chiar nu pari. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Ai pentru... o față așa angelică, nu știu cum să o numesc, da. Așa, de copil. Da, mulțumesc lui Dumnezeu pentru schimbarea aceasta și aveam obiceiul de a înjura, mai ales animalele. Tatăl meu era un iubitor de animale, noi am avut animale la țară și asta mă bucur foarte mult că a rămas în inima mea o iubire pentru animale. Și mi-aduc aminte că odată am înjurat vitele trăgeau la jug și i-am spus o vorbă și tatăl meu atunci mi-a dat o palmă peste eu și a spus că ar trebui să nu mai faci lucrul acesta, că nu este frumos, s-a supărat. Și de atunci pentru mine a rămas un semn de aducere aminte, că trebuie să fac o schimbare sau ar trebui să fac o schimbare. Până la urmă și o palmă la momentul potrivit. Da, a făcut bine. A făcut cumva diferența. Acum vorbim așa cu zâmbetul pe buze. Da, dar uite da. Că mai are un efect cumva și aspectul ăsta. Ai suferit sau ai tăi în copilărie aplicau și metode de genul ăsta de disciplinare mai directe așa? Deci eu la momentul actual cred că mama și tata nu ar fi aplicat niciodată lucrurile astea dacă eu eram un copil cu minte.
În momentul în care eram cu minte și îmi vedeam de treaba mea, nu răspundeam sau nu sau făceam ceea ce mi se spunea, ei nu aveau nicio treabă, părinții mei erau bucuroși. Dar în momentul în care mi-aduc aminte că am luat bătaie, să spun, de la tatăl meu de patru ori, pe care mi le aduc eu aminte, dar toate au fost o consecință a greșelilor pe care eu le-am făcut. Și au fost greșeli dureroase pentru lucrul acesta. Unele dintre ele le luam pentru că îl băteam pe fratele meu mai mic. Și tatăl meu nu-i convenea lucrul acesta pentru că el a fost cel mai mic dintre frați și cred că și fratele lui îl mai... Ai doar băieți? Doar băieți sunteți în... Am un frate pe nume Andrei și sora mea Claudia. Tu ești la mijloc? Eu sunt cel mai mare. Tu ești cel mai mare? Și apoi vine fratele și apoi sora? Apoi vine fratele și apoi sora mea. Diferența de vârstă între voi? Diferența de vârstă este între noi de 3 ani jumătate, la fel și între fratele meu și sora mea. Deci între fratele meu sunt 3 ani și jumătate, iar între sora mea 7 ani. Ok. Ești mai mare? Da, bine decât sunt mai mare, da. Ți-amintești vreo năzbâtie pe care ai făcut-o în copilărie așa, care te-a urmărit cumva? Deci au fost multe, multe lucruri care acum au rămas și au fost, chiar dacă nu par a le fi făcut, pot să spun că am făcut tot ce se poate face posibil. Adică anturajul a schimbat viața mea total. Chiar dacă am fost în copilărie, am fost un copil care învățam, deci mi-aduc aminte, aveam o memorie excelentă, asta mi-aduc aminte, profesoara îmi spunea ca să era în clasa a doua, acele două, trei propoziții pe care ne punea să le învățăm să le citim, eu pur și simplu le citeam pe de rost, nu știam pe unde sunt cu degetul, dar le citeam și mi-a zis, măi, Daniel, nu este bine ce faci, și asta, pe lângă asta, una dintre... Din copilărie, nu? Din copilărie, nu, da. Nu spre adolescență, așa, în copilărie. Nu știu, ai... Din copilărie... Tras pisica de urechi. Din copilărie au fost unele dintre ele, astea au fost că deși aveam obiceiul acesta de a nu împărți cu frații mei, de a nu împărți. Mi-aduc aminte că mama mea făcea... Era egoist? Da, deci eram egoist, deci nu pot să spun, chiar eram egoist. Și mama mea făcea bradul când eram în pragul sărbătorilor de iarnă și de fiecare dată luam bombonelele acelea, ea lega și le prindea cu o ață de crânguța bradului. Și eu scoteam bomboana de acolo... O înfășuram la loc și nu spuneam nimic. Dar fratele meu, el se ducea să caute și el și găsa pungă goală. Și mai bine decât să mănânce și el, se ducea și îi spunea mamei mele. Și atunci mami se lua de mine, mă certa și îmi spunea, măi, Daniel, uite, nu e bine, nu e bine ce faci, că tu așa faci mereu, că tu așa faci, măcar nu împart nici cu frații tăi. Și astea au fost... cred că astea, egoismul acesta de mic văzut a avut un efect mai mare. De unde crezi că a venit asta? Dacă te uiți, sau a apărut în momentul în care au venit pe lume frații tăi și ai văzut că trebuie să împarți cu ei sau nu știu, a fost așa un soi de gelozie că nu mai erai tu în centru atenției? Te-ai gândit vreun pic la asta? Nu m-am gândit niciodată, chiar nu m-am gândit la lucrul ăsta să fi fost gelos oarecum, pentru că mama ne oferea iubire tuturor. Doar și mie, lui Andrei și Claudie. Doar că fratele meu era puțin mai... Eu am avut o copilărie mult mai cu munca câmpului, în care plecam, deci veneam de la școală și imediat plecam cu animalele pe câmp. E bine, fratele meu a fost puțin mai menajat. Și asta producea în inima mea un soi de durere și de frustrare. Măi, dar el de ce nu face ca mine? De ce nu face și el lucrurile astea? De ce eu trebuie să fac mereu? Și posibil ca de aici să fi plecat totul. Deși eu îl iubeam pe fratele meu, îl iubeam foarte mult. Dar atunci când veneau anumite lucruri de a împărți cu el, nu-mi venea să împart. Nu știu de ce făceam lucrurile acestea. Între timp lucrurile s-au așezat între tine și fratele tău. Da, între timp s-au, deci acum relația mea cu fratele meu este o relație foarte frumoasă și chiar pot să spun că îl iubesc din toată inima, nu știu. Da, am trecut. El te-a iertat? Da. Te-a iertat pentru chelfănea la pe care i-a dat. Cred că m-a iertat. L-am mai întrebat de câteva ori, mi-aduc aminte că la un moment dat, văzând, eu aveam doi frați
la mine la țară, care ei au crescut, bunicii și ei se băteau, se certau. Și de acolo, de la ei am preluat și eu lucrul acesta. Ah, okay. Deci am preluat de undeva, pentru că eu nu văzusem nicăieri, în familie, nu văzusem lucrul acesta. Ceartă între frați sau... Nu am văzut niciodată. Dar se pare că de acolo am preluat și am zis că mai, eu fiind mai mare, am autoritatea și eu îmi permit să... Trebuie să fac, impui. Da, să impun, da. Spune-mi, care este lecția pe care ai învățat-o tu acasă și pe care o porți cu tine și astăzi, de la părinții tăi, de la, nu știu, bunici, ai crescut și cu bunicii? Da. Cred că cea mai scumpă lecție pe care am putut să o iau de acasă a fost faptul că tatăl meu a fost și este un om harnic și ne-a învățat și pe mine și pe Andrei și pe Claudia, fiți harnici. Am preluat lucrul acesta de la el. Și asta s-a văzut mai încolo, în copilăria mea, în adolescența, s-a văzut chiar și acum, acest prag al vieții, căci iubesc munca, îmi place să fac lucruri, îmi place să le fac și asta este datorită tatălui meu. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Sorin. Sorin, și pe mama? Ionela. Să înțeleg că ești mai apropiat de tata? Da, nu știu de paradoxal. Ce. Paradoxal. Nu știu de ce sunt mai apropiat de tatăl meu. Cu mama mea, deși mama mea m-a născut de ziua ei. Ha, ce tare! La deja 18 ani, când a făcut 18 ani, m-a născut fix de ziua ei. Deci eu sunt în aceea zi născut cu mama mea. A, ce dată? Pe 8 mai. 8 mai, wow, da. Ce privilegiu, foarte da, tare. Foarte ce, te-a născut natural? Natural, natural, da. Și natural. S-a... Da, wow, da. Fost ce fain. Fost totul natural. Nu știu de ce s-a produs o ruptură între mine și mama mea, pe care se pare că tatăl meu fiind plecat, aici s-a produs ruptura, tatăl meu fiind plecat la muncă, cu săptămâna, pleca pe săptămână, venea o dată pe săptămână acasă, pe weekend venea. Noi rămâneam cu mama și mama avea tendința aceasta de a vorbi cu noi, bineînțeles, sub presiunea nervilor, ne vorbea mai, ne mai înjura, ne mai, okay. Erau anumite lucruri care, pot să-l zic, ne mai blestema, să spun așa, și asta mă durea pe mine. Și eu niciodată, până am plecat de acasă, niciodată m-am înțeles cu mama. Întotdeauna au fost, nu sunt certuri, deci nu sunt certuri între mine și mama, dar sunt lucruri contradictorii, sunt lucruri care intru cu ea. Vedeți lucrurile diferite. Da, vedem lucrurile diferite și eu nu accept, eu, posibil să fie vina la mine și zic că este vina la mine, pentru că eu ar trebui să accept punctul ei de vedere, pentru că până la urmă este mama mea, cum gândește... este treaba ei. Și asta m-a durut pe mine. În jurăturile astea, pentru mine, au produs o rană și asta a fost una dintre despărțirile sau de a provoca despărțirile așa. Și am fost mai apropiat de tatăl meu. Cumva rezonez mai bine cu tata. Da, rezonez mai bine cu el. Dar acum nu pot să zic că cu mama mea nu sunt la fel de apropiat. Acum sunt la fel de apropiat cu amândoi, doar că în copilărie a fost... A existat o traumă, aș putea acum, zice. Acum, dumneavoastră, ai mai schimbat din vocabular? Acum nu am mai fost, eu am plecat de la 16 ani de acasă, nu am mai stat chiar atât de mult împreună, nu am mai văzut-o chiar așa de mult sub presiunea nervilor, dar sunt sigur că ce rămâne acolo poate să... Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că deocamdată nu a mai fost asemenea lucruri. Dar dacă mai aud pe acasă și se întâmplă cum mai aud, când mai merg așa, mă doare. Deci a rămas o durere acolo din cauza asta. Dar asta este. Ai preluat și tu la un moment dat din vocabularul ăsta? Da, deci eu mi-aduc aminte că pe la 16 ani... 14 ani, deci eu ce vorbeam aveam mai multe înjurături în vocabular decât aș fi avut cuvinte pe care aș putea să le folosesc în wow. Uzual. Sau, adică la fiecare frază foloseau înjurături? Da, la fiecare frază cu prietenii mei erau veșnicile înjurături de mame, veșnicile înjurături de... Nici n-aș putea să le rostesc numele acum sau trec prin minte. Conotații din astea mai puțin sănătoase și ortodoxe. Să le numesc așa, da. Dar nu, și n-aveai o jenă pentru, nu știu, oamenii, pentru adulții din jurul tău sau... La un moment dat a fost lucrul acesta. Dar mediul schimbându-mă, mediul plecând de acasă și trăind mai ales la liceu, s-au schimbat lucrurile. Deci aveam o jenă poate de oamenii, de profesori sau de... oamenii care
aveau, îi vedeam eu cu alți ochi, vedeam mai mari decât pe ceilalți din jurul meu. Și atunci nu aveam o jenă oarecum. Dar față de oamenii din cercul meu... Da, așa erau și ei? Da. Așa erau și colegii. Deci așa erau și ei. Deci asta nu este... Dar nu te supărai dacă... Sau cu prieteni nu se supărau dacă le ziceai ceva de, nu știu, de cineva apropiat sau... Deci, asta pare o jignire, da, pentru... Da, pare, într-adevăr, și este o jignire. Aveam unii prieteni și colegii mei, sau prietenii, că cu ei îmi permitea mai mult, în jurăturile de mamă, nu știu de ce pleacă lucrurile acestea, de unde pleacă, de cum au venit, că pur și simplu mama săracă nu are nicio vină. Și unii, într-adevăr, nu suportau lucrurile acestea. Dar puteai să îi înjuram altfel, dar ocoleam faptul că nu le place lucrul acesta și foloseam alte cuvinte. Și ei, la rândul meu, nici mie nu mi-a plăcut să fiu înjurat de mamă, dar... Între timp, niciodată nu mi-a plăcut și nici între timp nu s-a schimbat lucrul acesta în copilărie, în adolescență, dar erau unii mai mari care... Cărora n-aveai ce să le faci. Da, n-aveai ce să le faci. Asta era anturajul. Da. Tu ai spui că ai plecat de acasă în adolescență, ai plecat la liceu? Deci eu, da, am ajuns la 14 ani, tatăl meu și-a dorit ca educația noastră să fie o educație bună. Și-a dorit ca el a muncit mult... Și el a terminat 12 clase, a făcut profesională la momentul respectiv. Iar mama mea nu a terminat, mama mea a avut 8 clase. Dar s-a văzut diferența oarecum între cei doi și de aceea cred că și tatăl nostru și-a dorit ca noi să avansăm din punctul acesta de vedere educațional. Și atunci te-ai încurajat să mergi la liceu? Da, am mers la liceu. Am mers în Râmnicu Vâlcea la Liceul Tehnologic Forestier. Acolo am ajuns pe profil mecanic, am stat decât 6 luni de zile acolo. Să spun și de ce. Din cauza faptului că am stat la cămin. Așa. Și aveam un prieten, nu pot să-l mai numesc nici acum prieten, nu știu dacă ceva în inima mea este și acum pentru el. Un coleg de cameră sau? Coleg de... Deci eu eram... în generală, toți mergeam la aceeași școală. Ok. El era în clasa 8-a. De la tine din sat? Da, de la mine din sat. Eu eram în clasa 7-a. Și am ajuns amândoi la același liceu. El era în clasa 10, eu eram în clasa 9. El cunoscuse mai mulți băieți și parcă el îi plăcea să fie mereu în centru atenției și oarecum, între ghilimele, să fie buricul pământului. Și lucrul acesta față de cei care veneau primul an, adică cei de clasa 9, nu știu, avea obiceiul acesta de punea pe alții, îi chinuia, îi bătea, deci niște lucruri erau foarte... Erau pufani ca în armată, da. Cum mai povesteau. Da, și de fiecare dată am fost terorizat de astfel de întâmplări, de bătăi, aș putea să le spun, pentru că mă simțeam și departe de familia mea și îmi doream pur și simplu să plec acasă, deci nu mai suportam. Adică Așa se comporta și cu tine? Deci așa se comporta cu mine, deci pur și simplu parcă era un... Parcă eram un animal, așa mă consideram, parcă nu aveam pe nimeni, deși vărul meu erau și ei acolo, mi-era rușine să le spun și la pedagog, deși pedagogul știa ce se întâmplă, deci asta a rămas uimit, că știa ce se întâmplă, dar pur și simplu nu intervenea, să ajungi tu ca copil sau de clasa noua să fii bătut de ceilalți la 11-a, 12-a, pe motive că... Dormeam noaptea, venea să dea cu patul peste cap și tot felul de lucruri dintre acestea. Da. Pentru mine, poate sunt amuzante pentru unii, dar pentru mine au produs o durere mare. Înainte să ajung la liceu, eu m-am apucat să nefumat. Și tatăl meu m-a prins la un moment dat. Aveam, cred că, 13 ani. Mai pe ascuns? Da, fuma pe ascuns. Fuma vreunul dintre ei de acasă? Nu, nici mama. Cei doi prieteni mei cu care am crescut la țară, ei fumau și de la ei am învățat. Și mi-au spus, fumam în grajdul animalelor și de acolo mă duceam la bunica mea și mă spălam pe dinți ca să nu miros. Și la un moment dat bunica mea mă simte și îmi spune,
Daniel, dar tu ai fumat? Nu, mamaie, nu am fumat. Așa îi spune ei, mamaie, este, am văzut că nu prea se folosește peste tot în țară, mai mult în partea noastră Oltenii. Și nu. Și ea spune, ia vino Ionela, îi spune lui mami. Și mami atunci vine și miroase, constată că într-adevăr am fumat și eu și fratele meu și ne trimite la tati. Acolo la tati mă duc, asta a fost una dintre bătăile pe care iar le-am luat, că m-a pus să mănânc chiștocul acela, m-a pus să-l aduc. Eu m-am dus, l-am luat, că mi-era teamă de tatăl, cum este el rotund, așa l-am rupt în două și am dus decât jumătate și m-a pus să-l mănânc. Avea dreptate, într-un fel, nu spun că a făcut ce era cel mai bine, dar nu a suportat lucrul ăsta tatăl meu să fumăm. Și asta a fost, m-am lăsat atunci pe moment, dar cum am ajuns la liceu, din cauza presiunilor de acolo, din cauza bătăie, din cauza înjurăturilor, din cauza chinuielii pe care o luam acolo, m-am apucat din nou de fumat. Și cu alții, cu colegi? Da, și cu alții. Dar banii de unde aveai? Banii tatăl meu atunci plătea căminul și mai îmi dădea. Dar nu prea o cumpăram atunci pentru că nu prea se dădeau țigări pe timpul acela și nici nu știam că unele magazine dădeau țigări la bucată, dar nu știam, dar mai dădeau ceilalți din cămin de acolo. Și le plăteai? Le dădeam cât era atunci, 1 leu, 2 lei cât era o țigare atunci. Și între timp m-am mutat i-am spus tatălui meu că nu mai suport să mai stau acolo, că nu i-am spus niciodată că am fost bătut, că am fost așa, nu știu de ce, nu i-am spus, mi-era rușine să-i spun lucrul acesta. Cred că nici acum nu știe de ce. Și m-a transferat la Drăgășani. Ei bine, la Drăgășani nu am mai stat la cămin, acolo am făcut naveta, este mai aproape de localitatea în care eu locuiam, este la 30 de kilometri. Și acolo m-am întâlnit cu colegii din generală, dar care au fost în anul meu. Ah, ok, colegii de-ai mei de clasă cu care am copilărit cu ei, pentru că unii dintre ei am mers la școală încă de la gimnaziu, pentru că înainte când eram eu micuț, școlile erau pe sate, okay, până în clasa a patra și din clasa a patra, când terminai clasa a patra, ceai la în comună. Ah, ok, deci era o singură școală. Da, da. Și adunau toți copiii din celelalte sate. Da, da. Și am crescut cu ei împreună. E bine, când am ajuns acolo, m-am întâlnit și cu vărul meu, ei deja erau mai de mult acolo, construise oarecum relații, tot pe profil mecanic am ajuns acolo, dar acolo lucrurile s-au schimbat, au luat o torsătură și mai diferită, pentru că la un moment dat am ajuns să, pe lângă că, deși aveam plăcerea aceasta de a, acolo am dezvoltat mai mult plăcerea aceasta de a fuma și de a consuma alcool. Am ai trecut la nivelul următor? Consumatul alcoolului era o practică în familia mea. Asta și în satul meu și asta era o practică. Deci era normal să vezi oameni beți pe stradă sau magazin. Deci magazinul la intrarea în sat, este fix pus la intrarea în sat. Deci omul care l-a pus exact foarte, foarte bine pentru oamenii când plecau la lucru sau când se întorceau, opreau acolo. Și majoritatea care opreau acolo de multe ori plecau beți. Și pentru mine a fost, deși oamenii erau foarte muncitori, dar când terminau, beau, consumau. Și pentru mine asta a fost un fel de a trăi. Un fel de a trăi. Pentru mine nu era ciudat să vezi un om să bea. Ci acolo s-au dezvoltat și lucrurile acestea. Tu când ai apucat să bei împreună cu colegii, bei și al tărie sau? Tăria, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată, dar în schimb consumam foarte multe bere. Deci beam la un moment dat, mai încolo, mai către vârsta de 18 ani, început să-mi consum foarte multe. Dar până acolo vreau să-ți povestesc că, deși acolo s-a schimbat cu totul viața mea. Am ajuns, știu că făceam din ce în ce mai multe prostii. Tatăl meu m-a mutat de la, deși poate nu par, m-a mutat de la, după a mai face naveta, pentru că cei de la m-au dat afară după mijloacele de transport, nu mai mi-au dat voie de să ce? Fac naveta, pentru că împreună cu colegii aceștia, cu prietenii mei din copilărie, băteam alți copii, dădeam cu pumnii pe microbus, pe acolo dărâmam,
niște miri, tot felul de lucruri pe acolo, cum acel plafon de este așa, cu becuri, când ideam, cădea tot până în spate și noi ne duceam în spate și de acolo făceam numai prostii, înjuram, vorbeam urât, șoferul se oprea, ne dădea jos din autobuz. Erați împreună cu alți oameni din localitate, adică nu era doar microbus, nu era microbus școlar. Nu era microbus școlar, era microbus cu doar cu... Da, era microbus. Oameni care făceau naveta dinspre Drăgășan spre satul vostru. Cum ai zis că se numea? Pesceană, comuna Pesceană, da. Și oamenii de acolo din microbus nu vă ziceau nimic. Da, ei își dăduseră seama că oamenii ăștia, măi, că copiii ăștia de multe ori și ocoleau să vină cu microbusul, ce era cel de 10 jumate. Nici nu veneau oamenii, pentru că noi ne comportam pur și simplu ca niște animale. Plus că... Erai băut când făceai asta? Nu, eram treaz. Și atunci cum îți explici? Nu știu de ce. Cred că pur și simplu... Voiați să ieșiți în evidență? Da, cred că asta, de a te afirma, de a părea că ești cineva, astea erau, cred că astea erau singura dorință de a face lucrurile acestea. Și tatăl tău a zis, bă, ok, nu te-au mai primit? Da, și... nu mai m-au primit, m-au dat afară și m-am dus la Cămin, în Drăgășani. Acolo, în Cămin, a fost o viață frumoasă, doar că acolo am început, am cunoscut prieteni, am cunoscut alții, un alt cerc de prieteni în care se drogau. Oh, și am zis, frumos. Alt nivel. Alt nivel. Da, tu continuai să fumezi, continuai să bei alcool. Fumezi, deci, dar mergi, când mergi până la nivelul 3, mergi cu totul, mergi și cu unul și cu doi. Da, stai să mă întorc până acolo la droguri. Tatăl tău nu a sesizat că continuai să ai viciile astea? Pentru el a consuma alcool, nu era o problemă. Nu era o problemă. Nu okay. Era o problemă. Okay. Bineînțeles, era rușine de lucrul ăsta, mai ales când ajungeam băut acasă. Când beam, vorbeam foarte urât, atunci chiar nu mai țineam cont de niciun om. Și nici de el? De față cu tatăl meu nu puteam să vorbesc urât. Okay. Niciodată. Pentru că a venit acea parte din copilărie atunci când am înjurat acel animal și el mi-a spus, măi, nu este bine ce faci. Uh-huh. Și tu ai mers acasă băut? Da, deci pentru mine nu era o problemă. De multe ori nici nu ajungeam acasă, mai dormeam pe la prieteni, au fost momente în care pur și simplu am dormit, mi-aduc aminte că asta a fost mai încolo puțin, am dormeam pe marginea drumului. Tu vorbești serios? Da, așa ajunsesem. La 15-16 ani? La 16 ani a fost 16? Asta. 16 ani, deci era o petrecere de ziua mea în care am cumpărat foarte mult alcool, am băut cât am putut cu un prieten. El după aia ne-a încertat și am plecat pe jos acasă. Din comună până în sat, din magazinul care este în comună până în sat acasă la mine, era o diferență de vreo 3 km. Și când am ajuns în sat la biserică, era un maldră așa de zăpadă, era iarna, m-am pus jos acolo și m-am luat somnul. Din cauza alcoolului era... Iarnă? Da. Și n-ai pățit nimic? Am ajuns foarte înghețat, m-am trezit la un moment dat pentru că înghețasem, numai parcă trecut să și beție și tot și am ajuns acasă. Am suferit atunci un îngheț puternic, dar a trecut. A fost o perioadă, da. Deci asta vreau să spun, că dependențele acestea mi-au, pot să zic că chiar mi-au distrus, mi-au distrus 16 copilăria. Ani. Da, 16 ani. La 15 ani, până să ajung, după, mă întorc înapoi puțin legat de droguri, nu am avut dependența de droguri niciodată. Dar am avut această tentație sau ispită de a încerca și eu, de a vedea și eu cum e. Alături de colegii tăi. Da, bineînțeles, alături de colegii mei. Și dar cu ce se drogau? Atunci erau, și sunt și acum clar, legale. Deci, etnobotanice. E un fel de iarbă, este mult mai slabă, au efecte diferite față de marihuana, îți dă niște stări în care te depărtează de realitate, deci niște scene în minte în care parcă ești într-un film așa de groază. Depinde de starea ta emoțională. Dacă tu ești bine, automat după ce vei fuma acestea vei fi așa. Bine. Dar dacă tu ești anxios, depresiv, așa, automat am văzut că la mine așa s-a manifestat. Se multiplica starea asta. Da, eram din ce în ce mai rău. Am încercat de câteva ori lucrul acesta, să fumez. Fumat, așa, da, asta vreau să te întreb. Fumat, apoi am trecut parcă la marihuana. Ea era o senzație mai de calmitate, mai te relaxa pur și simplu așa și uitai de anumite gânduri. Fumat. Da, tot fumat, bineînțeles. Și următorul pas a fost că trasul pe nas. A adus un coleg și ne-a spus... Tot, sau ce era aia? Ce se trage? Deci nu era...
nu mai mi-aduc aminte exact numele, deci nu era cocaina sau altceva, dar nu mai mi-aduc aminte exact numele acum, cum îi spune. Ok. Și ai făcut liniuță din da, așa? Da, ei au făcut acolo două, trei liniuțe, așa, au făcut cu o bagnotă, pentru mine era, eu băiat de la țară, mă uitam așa la ei, rămâneam, am tras așa, de, am, au tras ei, am tras și eu, pur și simplu m-a luat ustur imediat în nas și de atunci n-am, aia a fost singura dată. Ai, doar o singură dată da, doar o singură dată, asta n-am făcut, dar în timp de, în schimb, fumatul, asta am făcut eu, am practicat-o de multe ori. Și aveai 15-16 ani, da, adică clasa da, nouă, clasa 10 da, pe da, da, clasa 10, clasa 10. Și pe lângă asta, că vin toate la pachet, starea mea sau la facultate, la liceu, eram un elev horror, deci ajunsa să am 200 și ceva de absențe pe nu mergeam, nu mergeam. Da, nu mergeam. Rămâneam în baruri. Și da, spune-mi, astea bani, de unde aveai? De unde aveați voi? Prea să plătești sau erau din ăștia colegi cu bani mai mulți? Mai aveau colegi cu bani. Eu, tatăl meu nu prea dea bani. Eu mai munceam cu ziua când era, mai munceam cu sapă, mai munceam cu când în era, sat? Da, în sat. Când mai era munca câmpului, când și de acolo mai strângeam și bănuți și mai aveam, pentru că tatăl meu nu avea de unde să ne dea. Mi-aduc aminte că un coleg, colegul meu și prietenul meu, Aurel, un băiat deosebit acum și mă bucur că am copilărit împreună cu el. El avea câte 5 lei pe fiecare zi. Un coleg de-al da, tău? Da, un coleg Aurel? De-al meu. Da, Aurel. Așa. Okay. Și acești 5 lei erau un sandwich, 2 lei 50 și 3 țigări. Atât costau 5 lei. Atât era. Sau de multe ori venea 5 lei, de 5 lei își lua 5 țigări, 6 țigări și un chibrit. Și în fiecare pauză avea câte o țigare. Și așa, dacă el tot avea bani, eu mai povesteam cu el, mai eram prieteni oricum și el mai dădea de la ea și când aveam și eu bani, pac, o aveam și mergeam și fumam și mergeam la bar și de pur și simplu ne dădeam unul altuia. Țigările astea cu droguri, pe astea unde le găseai? Le găseam acolo în oraș, în Drăgășani, la oamenii. Știați voi anumiți oameni? Da, 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 da. Stăteau da, cumva da, prin jurul școlii sau erau, nu neapărat? Da, astea stăteau în jurul școlii. Nu erau oameni în vârstă, ci erau doar tot tineri. Așa. La fel ca noi, care pur și simplu ei făceau bani din faptul ăsta că erau, le dau mai departe. Erau și ei acolo în liceu sau doar... Da, erau și ei în liceu sau erau foști... Elevi? Foști elevi, foști elevi. Sau că în Drăgășani sunt două licee, este Gibul și Liceul Tehnologic Brătianul. Okay. Brătianu. Și acolo, mai ales la Brătianu, acolo ajung cei cu o situație școlară financiară puțin, mai bună. Nu, o situație școlară mai slabă, și la cei la Gim Mihăiescu ajung cu mai topuri așa, mai buni. Am înțeles. Dar care e diferența între tutun, țigările cu tutun și țigările cu droguri din astea? Ce diferența? Adică, nu știu, te trebuie să tot așa să le tragi în prămâni, zic și eu cum da, mai auzeam da. Că se întâmplă ca să simți că fumezi, trebuie să tragi acolo fum, da, să da, intre. Și diferența este starea pe care ți-o oferă? Da, sau? Diferența este starea, pentru că vedem că dezvoltă, acum citind și studiind lucrul acesta, îmi dau seama că la nivel mental, el dezvoltă niște neurotransmițători, eliberează, cum ar fi dopamina, ești mai liniștit, ești mai fericit, te bucuri de altfel, dar este ceva efemer, pentru că trece efectul și gata. Și gata, s-a încheiat, ajungi din nou să fii la... Și de asta îți dorești. Și de asta îți dorești din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Unii au controlul, chiar ieri vorbeam cu niște studenți, cu niște prieteni de la facultate și spunea: măi, Daniel, nu de multe ori se ajunge să devii dependent. Spuneai și tu că n-ai fost dependent. Da, eu nu am fost dependent. Ci poți să rămâi doar acolo, adică să fumezi din plăcere. Dar cum ai reușit să nu fii dependent? Adică... Asta vreau să spun, că datorită situației școlare dezastruoase, așa, am avut și un conflict cu tatăl meu și am luat hotărârea să nu mai merg la școală. Okay. Cred că asta a fost... Cred că aici a intervenit Dumnezeu, în care eu nu am ajuns dependent de lucrurile astea. Adică tu în clasa a 10-a, după clasa a 10-a nu deci te-ai mai dus? După clasa a 10-a nu mai m-am dus la școală. Și cumva ai rupt anturajul? Am rupt anturajul. Și n-ai mai avut acces la... N-am mai avut acces la nimic. Furnizor? Da, decât am rămas cu... În schimb, am devenit un mare alcoolic. Deci asta a fost și fumat. După cei 16 ani, am plecat la unchiul meu pentru că am
m-am certat cu tatăl meu la 16 ani dintr-un conflict banal, că nu a vrut să-mi cumpere haine pentru școală și am zis, bine, nu-mi cumperi, nu mai mă duc. Atunci m-am certat cu el și m-am dus și am locuit la bunica mea. Bunica ta în sat? Da, bunica mea în sat. Și am locuit la el. Cred că a fost o durere mare în sufletul tatălui meu, mai ales că îl vedeam așa, nici nu doream să-l văd pe stradă. Nu. Îl ignorai, efectiv? Îl ignoram, nici nu. A fost o durere mare în inima lui și în inima mamei mele și chiar îmi pare rău că am făcut lucrul acesta din cauza copil. Și am plecat la unchiul meu să lucrez. Pe șantier. Ah, ok. Da, scuză-mă, vreau să mă întorc un pic înapoi. Da. Și apoi să revenim la poveste. Că mi-a scăpat întrebarea asta și sunt tare curios. În anturajul tău, colegii tăi, la liceu, ați avut vreun conflict cu profesorii? I-ați jignit, le-ați vorbit urât, i-ați bătut sau ceva de genul ăsta? Că uite, tot aud și văd la știri și atitudini de genul pe care le-am amintit mai devreme din partea unor copii, unor adolescenți. Într-adevăr, erau și atunci situații de genul acesta și ce am văzut eu că profesorii care aveau cele mai mari probleme cu elevii erau profesori îngăduitori care îngăduiau. Mi-aduc aminte că, dar profesorul care se impunea și care vedea în el un exemplu, nu îndrăzneai să faci așa ceva. Plus că și în general aveam directorul școlii noastre din localitate. Era un om, era profesor de matematică, dar toată lumea îl ignora. Nu avea putere în ceea ce spunea. Și astfel noi, cei care eram mai răi, încă din generală, îl luam așa la... Peste picior. Da, îl luam peste picior, vorbeam urât cu el și lucrul ăsta l-am luat și mai departe. Cum am ajuns la liceu, am văzut că profesorii care îngăduiau, parcă îți permiteai să treci limitele așa cu ei. Și la un moment dat vine tatăl meu la școală, m-a prins într-un bar, eu nu eram la școală, m-a urmărit și m-a prins în bar, m-a găsit bineînțeles fumând, atunci el nu știa, credea că m-am lăsat, dar m-a descoperit din nou că fumam și am mers la școală, hai să mergem la școală. Și atunci am ajuns la școală și tatăl meu era dirigenție atunci, dirigintele deschide catalogul și nu știu ce spune și eu îi comentez profesorului, domnului dirigint. Și vine, mă cheamă tati la el, acolo merg în față la catedră și atunci în două palme în fața întregii clase. Deci vreau să spun că încă după timpul meu era ceea ce se întâmpla, doar că la o scară mult mai mică, într-adevăr ce am văzut și eu acum, ce am mai citit, s-a ajuns la un nivel mult mai mare. Și n-ai agresat sau înjuri un profesor? Nu. Erau alți colegi care posibil, erau mai, mult mai rău ca mine, să spun așa, între ghilimele, care ei chiar să mai luau de profesor, dar niciodată nu s-a ajuns la... Niciodată nu s-a ajuns la așa ceva. Ne întoarcem, unchiul și munca. Da, am ajuns la unchiul meu la muncă. Mi-aduc aminte că era o zi de vară și căutam să lucrez, că am zis că, ei bine, acum nu mai mă duc la școală, ce mai fac? Iar a fost momentul în care am înțeles cu adevărat ce înseamnă munca și munca plătită și lucrat de dimineață până seara. Mi-aduc aminte că am ajuns la unchiul meu și îi spune, Daniel, am întrebat ce fac acum, era pe un acoperiș, mulți stiglele de aici, ale mulți în partea cealaltă. Ai bine, am făcut asta toată ziua, eram epuizat, am zis că a doua zi nu mai mă duc. E bine, dar tot m-am dus pentru că am continuat. Și atunci când lucram pe... Deci erau munci grele pentru mine, la 16 ani eram munci grele, deci zi lumină era, că lucram de la 8 la 8, turnam betoane, făceam construcție, ca în asta, în construcție am lucrat, și îți dea 50 de lei, atât era, două mese, așa era. Și pur și simplu... Și băutură? Și bineînțeles, asta băutura era nu se punea problema de băutură. Țigări? Da, și țigări ne cumpăram. Îți cumpărai? Da. Cam cât ajunsese să fumezi? Depinde, fumam în general, fumam cam un pachet. Aproape un pachet, da, pe zi. Când consumam și alcool, câte două nu era. Luai da. Din astea mai scumpe sau? Aveam o anumită firmă pe care o fumam. Nu erau nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine. Și cumva te-a dus
Te-a trezit puțin munca asta pe care ai făcut-o cu unchiul tău? Da, m-a trezit puțin la realitate, plus că de asta m-am și bucurat într-un fel că nu am mai avut astfel de anturaje și mă bucuram pur și simplu când câștigam banii mei. Dar ai reușit să pui vreun pic deoparte? Da, știu, mi-aduc aminte că banii pe care luasă primul salariu au fost 800 de lei. De 16 zile de muncă, 800 de lei, așa era. Zile lumină, câte 12 ore, 14 ore lucram. Și mă aduc aminte că i-am dus bunicii mele acasă, i-am dat și 100 de lei, eu 700 de lei, dar s-au dus repede pe lucruri, mi-am luat și eu, cred că, ceva hăinuțe și restul Bătură. Am făcut 500 la fiecare și cu, da, pentru că așa e, primul salariu, spui că, da. Trebuie să le împarți. Trebuie să le împarți cu ceilalți. Și a fost spre dezamăgirea mea, asta a fost problema mare, că am ajuns, între timp murise bunicul meu, că la care eu am ținut foarte mult, bunicul m-a durut, moartea lui a fost o durere groaznică în inima mea, asta m-a făcut și mai puternic dependent de alcool, deci chiar devenisem alcoolic. Dar ce însemna când tu spui dependent de alcool? Nu știu, am ajuns, au fost momente în care beam și 18 beri pe zi. 18? Da, da. Adică te trezeai cu berea, da, și deci te culcai cu berea? Eu închideam magazinul, eu îl deschideam, cum se spune, între ghilimele. Pentru că asta o făceam din cauza unei dureri interioare. Da, cărciumă. Așa zice la noi, da, nu știu. Da, și la noi tot la fel. Și asta a fost durerea, că parcă nu reușeam și eu să merg mai departe. Dar să... știi ce zic unii, apropo de chestia asta? Zic că atunci când ești bărbat și demonstrezi că bei multe beri, îți arăți bărbăția. Da, nu? Da, da, așa este. Unii oameni, unii dintre... Dacă ai ajuns să bei 18 beri pe zi, erai apreciat. Da, eram. Într-adevăr, pentru lucrul ăsta chiar eram apreciat pentru faptul că... Dar după câte te îmbătai? Senzația de amețeală depinde, venea de și că asta e problema, că dacă mănânci înainte de a bea, poți să consumi mult alcool și dacă mănânci mâncare grasă, să spun, poți să consumi mai mult alcool fără să te îmbeți atunci. Știai asta? Da, bineînțeles, pe fiecare, deci în fiecare cât o secret. Și dacă consumi pe stomacul gol, așa, automat tendința este să te îmbezi mai repede și plus și durerile de stomac care apar. Da. Și tu, ca să depășești, nu știu, să te trezești mai repede, ca a doua zi trebuia să te duci la muncă sau așa, ce făceai? Că nu știu, am auzit la un moment dat de zeamă, de varză, de macumureală, nu știu. Într-adevăr, oamenii făceau tot felul de scheme, dar, din da, scheme ca să, ba chiar unii oameni beau, se opreau, iară beau, dar la mine nu a fost problema aceasta, cât ne-a vorba de muncă. Pentru mine la muncă nu se punea problema să ajung băut și să nu lucrez. Nu. Pentru la muncă lucram, nu permiteam să fac așa ceva. Dar era și unchiul meu. Beai în timp ce munceai, beai sau după ce terminai muncă? Beam, dar foarte puțin. Okay. Nu beam. Ai reușit totuși să te stăpânești? Reușeam aici cât venea. După ce scăpam de la muncă, făceam lucrul acesta. Nu beam cât cuprindea, dar în timpul muncii nu... Dar tu când zici că ai devenit alcoolic, ce însemna pentru tine asta? Că alcoolicii, eu am cunoscut oameni în sat la mine pe care nu-i vedeai treci niciodată. Adică oamenii ăia se culcau băuți, se trezeau băuți. La un moment dat era ceva în neregulă, dacă erau treji, nu puteau să supraviețuiască. La un moment dat am plecat de la unchiul meu, am mai ajuns și pe la alte firme în Râmnicu Vâlcea, la 17 ani. Mi-aduc aminte că am lucrat la un om, el ne plătea dimineața. Așa. Deci el ne dea bani înainte ca să lucrăm. Munciți, ok. Și pur și simplu, unii dintre colegii mei luau banii, da, și plecau, nu mai veneau. Dintre cei de la muncă de acolo. Dar mie mi-era rușine, am plecat și cu rușine așa oarecum de acasă, pentru că am... Așa că un respect. Am un respect față de om de acasă. Și mă întorceam, îmi dădea banii, mă duceam și lucram, pentru că așa trebuia, da? Și începusem să mai răsc oarecum cu alcoolul, dar... În aceeași perioadă simțeam dorința să consum alcool, să consum. Okay. Era pentru mine, era o plăcere. Pentru că atunci te întâlneai cu prietenii, discutai, pentru că asta este, îți creează și un mediu potrivit, așa, între ghilimele spus potrivit, în care te întâlnești cu prietenii, discuți. Cumva pentru că socializarea asta te ține acolo legat de lucrurile astea. Apoi am ajuns, împlinisem 17 ani, m-am plecat de la firma asta, m-am dus la o altă firmă tot în construcție, și omul acesta avea cu tot o altă firmă diferită de celelalte,
făcea maluri, turna cu beton, tot felul de pe Valea Oltului, dar ceva mai complex așa, la un moment dat. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să mă implic, să fac lucrurile astea. Aveam dorința aceasta de a mă implica și cine mi-a dat dorința aceasta? Lucrul Pășandier mi-a dat dorința asta de a mă implica. Dacă acum mă implic și acum sunt un om care mă implic foarte mult, încerc să mă implic în cât mai multe lucruri pentru că mi-aduce satisfacție, asta pleacă de la faptul că am lucrat pe șantier. Uh-huh. Faptul că îmi doresc să-mi pun ordine așa și să lucrez, să duc ideile de, sau un plan, astăzi l-am început, trebuie să-l termin. Asta a plecat de acolo. Și am ajuns la 17 ani, omul acela a avut încredere în mine, m-a pus șef de echipă peste toată firma lui. Wow! De acolo, la 17 ani. Iar la un moment dat s-a întâmplat un accident în care era un compresor mare în care sufla aerul și ei, nu știu, din neatenție au dat la un sac drumul și pur și simplu acel compresor s-a stricat. Bineînțeles, vina a fost a mea, că eu nu am verificat, dar nu-mi dădeam seama că putea să fie ceva acolo, doar că cred că și eu au aruncat din neatenție și atunci omul acesta a spus, a venit, a vrut să mă bată, nici banii nu mi-a mai dat, pentru că mai Daniel, dar uite, în fine, și am plecat de la, m-am întors înapoi acasă. Acasă am apucat. Deci făcusem 17, nu împlinisem încă 18 ani, mătușa mea, moașa mea, care așa era, m-a moșit pe mine, așa și îi spunea să moașa, ea a fost un om important în viața mea. De la ea am preluat anumite valori, îmi doream și eu să fiu la fel ca vărul meu, era la facultate, îmi doream și eu lucrurile astea, dar parcă... Nu se lipeau de tine. Da, nu se lipeau și nu știam, mă vedeam atât de jos, nu știam de unde să încep. Ce să fac? Și ea spune, cu ea petreceam, și cu încă o vecină, cu ea petreceam majoritatea serilor. La ele mă puteam duce beat, mă puteam duce... A, te primeau așa cum erai? Da, mă primeau așa și îmi dădeau sfaturi, zic, ai Daniel, merge înainte, nu mai te uita. Eram într-adevăr și dezamăgit, eram într-adevăr și mă certam cu toată lumea, era vorba și... Irascibil. Da, irascibil, nu știu, asta am preluat-o de la mama mea. Mama mea este o femeie irascibilă, așa am fost și eu și așa am crescut cu lucrul acesta. Și ea îmi spunea, ai Daniel, cu ele mai mă certam, ele întotdeauna mă acceptau, nu știu, asta a fost un lucru frumos pentru mine. Nimeni nu făcea lucrurile la atunci. Colegii mei se depărtaseră de mine pentru că era problema aceea cu clonatul cardurilor și eu încă nu făcusem 18 ani. Și ei toți îi vedeam că aveau bani. Oare ce făceau ei? Mă gândeam, eu lucram pe șantier, ei veneau cu 100 de euro, câștigau 100 de euro pe săptămână. Ce făceau ei? Oare mă stăteam și mă gândeam așa? Nu știam. La un moment dat am auzit că fac asta cu cardurile și... spre bucuria mea n-aveam 18 pentru că îmi doream și eu să fac lucrurile astea. După o scurtă perioadă, poate au câștigat bani și s-au bucurat, își mai cumpărau și au dat de permis, și-au luat mașini. Băi, ce bucurie era pentru ei așa. Ei, dar n-a durat mult fericirea asta, că într-adevăr lucrurile s-au oprit, au venit mascații sau, și i-au luat... Wow. I-au luat... I-au luat de sus. Da, i-au luat. A fost o mare durere în sat atunci și pentru familiile care... Și erau puțini, probabil. Erau așa da, o gașcă... Era, da, erau o gașcă, bineînțeles. Toți prietenii mei care erau mai mari ca mine, deci toți au făcut lucrurile acestea. Dintre cei care, 4-5, au făcut lucrurile acestea. Dar ți explicau ce făceau? Mi explicau, dar foarte puțin. Nu spuneau. Nu vreau să spună mai mult. Nu spuneau. Decât între ei vorbeau, discutau. Mă durea de lucrurile astea, că parcă eu n-am învățat să știu totul. Dar asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am ajuns, acolo. Uite, sunt cel puțin două episoade pe care le-ai povestit până acum în care spui că Dumnezeu te-a ferit, adică plecatul, faptul că n-ai devenit dependent de droguri, da, s-a oprit cumva treaba asta. Aici, la fel, da, s-a oprit cumva lucrul ăsta, n-ai avut acces pentru că tu erai în altă parte și munceai. Dar foarte interesant că sunt câteva episoade importante pe care probabil, da, care probabil că vor mai continua de-a lungul poveștii tale. Știi ce curiozitate mai am din adolescență? Ai avut vreo poreclă? Deci pe mine numele de familie mă cheamă Epure. Și toată lumea spunea Iepure, numai așa spunea. Deci asta n-am avut n-am avut altceva în plus. Asta a fost singura
singurul lucru. Ai continuat să muncești? Am continuat să muncesc până am făcut vârsta de 18 ani. La 18 ani, unchiul meu ajunsaseră drogurile acestea și pe la țară, pe la noi, și din nou parcă mi-am readus așa un pic aminte și am mai fumat odată. Odată a fost asta. A fost de anul nou și unchiul meu m-a văzut și a spus lui mătușii mele, băi, uite, asta nu mai are, este depravat, nu mai are nicio șansă la viață, uite-te cum arată. Deci ajunsasem, atunci m-am drogat așa de tare, eram și am consumat și alcool, eram și băut, deci vorbeam cu calul. Deci asta făceam. Wow. Da, deci eu mi-i imagine, eu într-un fel, se uitau la mine și eu nu puteam să decât asta. Vorbeam cu parte ceva nebunesc. Deci pur și simplu paralizează mintea. Da, asta mi-am amintit. Da, da. Wow. Da. Și adică devii din om neom, da, din ca om să nu fiu așa, mai. Da, da. Plus și alcool împreunat și nu e nicio șansă. Aici mă durea lucrul ăsta când l-am costit. Chiar mă durea să văd că alți tineri reușesc, eu de ce nu pot, de ce m-am blocat acolo, de ce nu reușesc să trec mai departe. Dar cu tatăl tău cum ai? Cu tatăl meu m-am împăcat, da. Am ajuns la Vâlcea până a face 18 ani și stăteam cu verii mei, stăteam într-o garsonieră micuță, așa stăteam pe acolo, făceam numai prostii, nu mai ajunsa să băgăm bani la aparate, și eu tot ce luam de la pe șantier muceam și îi băgam la aparate. Ai ajuns și aici? Da, 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 wow. Da. Și dar niciodată și n-ai câștigat niciodată? Și nu mi-aduc aminte să fi câștigat sume mari, așa mi-aduc aminte că aveam pe un card la un moment dat, asta fiind mai încoace, mai până al cunoaște pe Dumnezeu după 18 ani, și atunci am pariat pe o anumită sumă, am pierdut cam tot ce aveam pe card, 1600 de lei, și am câștigat înapoi pe două numere, ce așa ceva de genul a fost. Dar dependența asta de jocuri de noroc acum face ravagii. Da, știu, așa este, așa este. Aveam un prieten care m-a uimit faptul ăsta cum a gândit, el a câștigat 200 de milioane. Așa. Și a doua zi s-a luat și i-a băgat la loc. Cu gândul că da, îi cu dublează. Gândul că va face mai mult. Cu gândul că și va a face mai tot. Mult. Da, 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 da. Da. Este o carte, se numește Dopamina, recent citită de mine, în care pur și simplu explică cum de această dependență crește în rândul oamenilor. Pur și simplu, autorul spune că studiile s-au făcut pe un porumbel, apăsat de 2-3 ori pe o clapetă și se oferea o recompensă. Și datorită electrozilor pe care ei l-au implantat în creier, vedeau crește nivelul de dopamină. Porumbelul la un moment dat nu m-a mai bătut. Și ei pentru că s-aștepta mereu ca să vină, la un moment dat, băi, este normal, vine, bat și vine. Au crescut la 100 de bătăi, ceva. Da. Și el bătea de 100 de ori ca să vină ceva și el bătea mereu, 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 cu gândul că va veni ceva, cu gândul că va veni ceva. E bine, așa explică autorul că și în dreptul oamenilor se întâmplă la fel. Își doresc din ce în ce mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și asta este... Și de asta cum mai ai reușit să te lași? Prin simplu fapt că nu câștigam niciodată. Totuși exista acolo o conștiință, da, la tine. Exista că nu câștigam niciodată, deși eu băgam, îi vedeam pe prietenii ăștia mei că ei scot bani și pur și simplu... Stai, te-a descurajat. Da, mă descurajat. Comparație. Eu munceam pe șantier, făceam și mă făceam și băgam bani și eu nu câștigam nimic și ăștia făceau bani din temir. Ce și câștigau bani? Nu mergea așa. Și tatăl meu a spus că banul nemuncit niciodată nu va trage la tine. Și pur și simplu lucrul acesta și chestia este că cazinourile în ziua de astăzi îți oferă tot ceea ce ai nevoie. Îți oferă băutură, îți oferă mâncare. Te lasă să fumezi. Te lasă să fumezi. E plin de fete pe acolo care sunt îmbrăcate provocator și îți oferă tot ce ai nevoie. Și de aceea oamenii prinde și stau acolo pentru lucrul acesta. Pe vremea aia nu era așa. Sau mă rog, unde ai fost tu, nu... Nu era de mâncare, dar... Restul erau. Și încercam, mi-aduc aminte prin liceu să găsim metode în care să păcălim acele aparate, găseam chei pe acolo, încercam să le desfacem, dar nu reușea nimic. Da, sunt făcute cu cap. Sunt făcute de unii, da, care știu bine, da, 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 și ar vrea, da, alții să facă, da, cu ele. Ajungem la 18 ani, ești aici deja pe picioarele, mă rog, major cumva. Da. Ai rămas mai departe în casa mătușii, a unchiului, a bunicii, nu? A bunicii, stăteam în casă. Nu te-ai mai întors acasă la ai tăi, să locuiești cu ei? Nu mai m-am întors acasă, dar tatăl meu între timp m-a împăcat cu el, mi-a dat bani să mă o să fac școala de șoferi. Ah, okay. Și m-am dus, am făcut-o.
am luat examenul, deși mi-a fost greu să mai încep din nou să învăț, pentru că îți dai seama, atât de mult mi-am bătut joc de minte, de creierul meu prin consumul de lucruri care nu erau potrivite, încât mă gândeam, măi, dar oare mă va mai funcționa, va mai fi ceva? Și m-am apucat să învăț. Ei bine, când a fost o bucurie pentru mine să revăd că din nou memoria mea este tot acolo, da. Uh-huh. Pentru că din copilărie aveam o memorie foarte bună. M-am dus, am dat școala de șoferi, am luat și... Păi și cum te-ai împăcat tu cu alcoolul și cu condus? Păi asta este că mulți oameni în ziua de astăzi consumă, iau permisul și consumă alcool, nu este... Dar nu condus? Nu, nu, n-am, o singură dată am condus sub influența alcoolului, dar era să... Am ajuns cu mașina în șanț, acasă fiind asta, și de atunci n-am mai consumat niciodată. Dar ce se întâmplă? Nu mai ai reflexe? Deci, în momentul acela când mi-aduc aminte că la mine în sat drumul se desparte în două. Așa. Eu am vrut să mă duc către bunica mea pentru că n-am vrut să ajung acasă beat să mă vadă tatăl meu cu mașina. Nu m-am dus nici către bunica mea, nici către tatăl meu și m-am dus drept. Mai știu cum să faci? N-am știu ce să mai... S-a blocat. Ceva acolo s-a blocat. Bine că n-a fost nimeni pe drum. Da, sau... da, asta era noapte. Și asta a fost, am dat de permis. Asta a fost la 18 ani, mașina o luasem deja la 19 ani. Ce mașină era? Am avut o Skoda Fabia, micuță, așa, era prin 2004, mi-aduc aminte. Dar în ce an suntem noi acum, când ai venit 18 ani? În ce an suntem? Deci acum am 25 de ani. Mulți înainte. Deci acum 7 ani? Da, deci acum 7 ani. 7 ani, în 2017? Da, da. Okay. În 2017 am ajuns la Sibiu. La Sibiu am ajuns. Pentru că mătușa mea, cum v-a spus, a avut un impact mare în viața mea. A spus, Daniel, pleacă de aici că voi ajunge vai de tine. Așa, asta a fost îndemnul ei. Da, și am plecat. Am ascultat-o. Am plecat la rudele mamei mele. Mama mea este din Sibiu. Ok. Și acolo m-am dus, am locuit 3 luni la ei. Te-au primit? M-au primit. Cu toate? Da. Cu toate m-au primit. De bravările tale? Cu toate. Ei, mi-a fost mai greu să mă primească pentru că în copilărie furasem niște bani de la bunica mea, vreo 3.000 de lei. Și acum mă ține minte bunica mea și... Bunica fiind mama mamei. Mama tatălui meu, la care am locuit. La care ai locuit, da, ok. Da, da. Știu că sunt multe persoane și... Și acum când mi-a spus... Când am invitat-o la nuntă, i-am spus, Omaie, nu este nevoie să dai nimic. Lasă, stai liniște, dar nici acum, și acum mă ține minte. Și acum mă ține minte. Și care... ține minte că e fura banii. Da, îndemnul care m-a făcut să mărturisesc că păcatul bunicii mele a fost că ea a zis că se duce la biserică și plătește. Eu aveam o frică oarecum de biserică, de Dumnezeu. Deci cu asta am crescut de mic. Mi-aduc aminte că unele anumite pasaje din copilăria mea sunt în care eu pur și simplu vorbeam cu îngerii. Așa, mi-era drag. Mergeam și eu la biserică și mergeam și mă uitam așa către cer și ziceam, ai ce frumos e. Și vorbeam așa, mi-era drag. Și eu cred că de acolo a plecat toată această schimbare sau dragoste de Dumnezeu. Are un fundament. Da, are un fundament. Știi ce zice Biblia? Nu învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Se aplică zisul. Da. Eu pot să spun că tatăl meu a avut un impact destul de mare asupra lucrurile acestea, legat de biserică. Foarte tare. Și alt lucru, mi-aduc aminte că bunica mea de la Sibiu avea o Biblie, era credincioasă. Și pe la 8 ani, eu am citit decât 2 pagini din Scripturile, din Geneza. De la 8 ani până la 21 de ani n-am mai citit niciodată. Nu te-ai mai apropiat de Biblie. Dar când am deschis... Aveați Biblie în casă? Nu, n-aveam. N-aveți. Bunica mea de la Sibiu avea. Dar în momentul în care am citit Biblia pentru prima oară și am văzut acele pasaje... Ți le-ai adus aminte? Dumnezeu a creat, mi-am adus aminte. Wow! A fost ceva... Să știi că mi s-a făcut pielate. A fost ceva deosebit. Deci vezi, cuvântul lui Dumnezeu în inima omului va aduce rod. Poate noi spunem că nu știm când... Dar știi sau... că zice Scriptura, uite, stau în fața ta așa cu lacrimi în ochi. Zice Scriptura că datoria noastră este să semănăm. Da, mai nu știm noi ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile. Așa este. Spuneai că bunica ta credincioasă, ce înseamnă credincioasă? Bunica mea de la Sibiu, bunica mamei mele, ea este practicantă. Tot ortodoxă. Ortodoxă, bineînțeles, ortodoxă. Asta mă bucură deci, că dumneia avea Biblia acasă și studia și... Da, deci tot... Paradoxal, bunica ta ortodoxă și totuși mama ta cu un comportament... Este din cauza
deci nici mama mea nu ar fi fost așa. Dacă nu ar fi fost din cauza tatălui ei, a fost abuzuri, consumatori de alcool, foarte multe certuri, bătăi, mama mea a luat foarte multe bătaie și vă dați seama, o femeie care este abuzată în copilărie, automat, către... Din păcate. Către discuții, de viață. Discuțiile ei cu, nici cu soacra nu s-au înțeles foarte bine, au fost discuții întotdeauna. Bunica mea este genul de care, dacă n-ai televizor, dacă nu știi despre cineva din sat, ea spune ea. Și avea lucrul acesta în care, asta este, eu am învățat un lucru din toată problema aceasta, niciodată nu este bine să fiecare familie, de aceea spune Biblia că de aceea se va despărți de mama și de tatăl. Și bunica mea povestea tot ce se întâmplă în familia noastră și pe mamă o durea lucrurile astea. Ducea mai departe și asta a fost o durere mare pentru ea și eu o cred pe mama mea, dacă este așa, o cred de ce este așa. Îmi dau seama de ce este așa și... Sunt multe traume acolo, multe dorințe neîmplinite. Poate ar fi dorit și ea, nu că n-a plecat nicăieri cu tatăl meu într-o vacanță sau ceva, nu, niciodată. Și ar fi dorit și ea. Îmi dau seama că asta este. Tu te rogi pentru mama? Da, mă rog pentru mama mea, pentru tatăl meu, pe sora mea și fratele meu în fiecare zi. Și aproape în fiecare zi, dacă poate sar o zi sau două, dar a treia zi, pentru că sunt în inima mea și mi-aș dori mult ca și ei să fie împreună cu mine și să fie cu Dumnezeu. E o durere mare, mai ales fratele meu, când mă gândesc că el este logodit acum. Dar mi l-aș dori să-l văd cu totul lângă Dumnezeu. Și nu este și asta mă doare. E dureros să vezi că tu, neamul tău, nu împărtășește aceleași trăiri ca tine. Eu am ajuns într-un final... deci am locuit la familia mea, la bunica mea, la Sibiu și mătușa mea vorbea cu un băiat și băiatul acela i-a furat tableta bunicii mele și bunica mea, crezând că eu am furat-o, pentru că eu am mai furat bunicii mele, bunicii de la țară, i-a crezut că eu am furat-o. Și acum, e acum o întreagă ceartă, deci de atunci e o întreagă ceartă și acum mama nu vorbește cu ea din cauza asta, dar eu nu am furat-o. Și i-am spus de atâtea ori, măi, nu am furat-o eu. Și nu știu de ce, nici astăzi nu poate să, și nu se împacă din cauza asta. Pentru adică este, mama cu fica nu vorbesc? Nu vorbesc din cauza asta. Din cauza asta. Din cauza asta, dar nu este ceva care, măcar dacă ar fi fost adevărat. Dar nu poți să răscumperi, să-i spui, uite, ia... Dar i-am spus, dar au fost și de bani. Dar nu știu de ce a rămas durerea. Eu poate îi dau banii, dar durerea a rămas între ele acolo. Nu știu de ce. Nu știu de ce, îmi dau seama de ce, dar asta este problema. Adică mama îți lua apărarea? Da, spunea că nu. Și, da, le-am spus și eu. Da, într-un final am plecat. Eu la vârsta de 18 ani am vorbit cu o fată. Am cunoscut-o în club. Și de acolo am vorbit 4 ani. Am avut o relație cu această fată de 4 ani de zile. Am locuit împreună. Și atunci îmi vedeam viitorul împreună cu ea. La Sibiu. Tu la Sibiu ai și muncit acolo. La Sibiu am muncit, am lucrat 4 ani de zile într-o recepție marfă, eram pestivuitor. Au fost și acolo momente în care a fost dorința mea de a promova. Mă vedeam, nu că poate mai capabil, nu mai capabil decât alții, dar credeam că pot să fac față lucrurilor acele de acolo. Și din cauza că nu aveam liceul terminat, nu puteam să avansez. Asta a fost durere mare în inima mea. Adică te-au urmărit niște greșeli din adolescență, niște decizii luate pe bază emoțională, pentru că faptul că nu mai m-am dus la școală a fost datorită nervilor, datorită supărării pe tatălui meu. Faptul că nu am fost un elev bun este datorită unui lucru care eu credeam că e bun, ceva care, uite, a trecut, a fost efemer. Și la un moment dat eu ajunsasem să joc în campionatele de mini fotbal portar. Deci pentru mine ți-a plăcut fotbalul din copilărie? Nu știu dacă neapărat din copilărie, nu fotbalul, mi-a plăcut handbalul. Profesorul nostru de sport, el ne-a transmis ne lua cu el la campionatele de handbal. Și făcea cu noi grupe la școală când eram în generală și de acolo a plecat și eu eram portar și
de acolo a plecat și pasiunea aceasta. Am ajuns la Sibiu, mi-am înființat eu singur o echipă cu prietenii mei, deci îmi doream să fac lucrul acesta. Și ai făcut prieteni acolo, un alt grup? Da, făcut prieteni acolo, lucram. Da, acolo. Cu alcoolul la fel? Cu alcoolul era puțin mai... parcă am ajuns și într-o lume civilizată, parcă era mai civilizată. Nu mai era la fel ca la țară. Nu pot să zic că de la țară nu sunt civilizați oamenii, dar parcă acolo la cu țară... O altă viziune. O altă viziune asupra vieții. Nu toată lumea consuma alcool în jurul meu. Hai, poate plecam cu prietenii și mergeam. Dar și vocabularul? Vocabularul a rămas același. Din păcate a rămas același. Și am pierdut multe. Vreau să spun că datorită repeziciunii... Din cauza. Din cauza repeziciunii acestea de a vorbi, de impulsiv, am pierdut multe. Și de aceea când văd un om că e impulsiv, și acum mai am anumite episoade când sunt așa, îmi dau seama că atunci pierd mult. Și chiar pierzi. Că nu poți să controlezi lucrul acesta. Nu că nu poți. Ai putea să-l controlezi, de-aia și spune... Dar trebuie cineva din exterior care să te ajute să faci. Care să te ajute te schimbe să cu adevărat. Faci o schimbare, da. Și într-un final aveam, ca să ajung la momentul în care Dumnezeu bate mai puternic la inima mea, sau da, cred așa, bate mai puternic la inima mea, este faptul că echipa de fotbal, de mini-fotbal. Da, deci de la fotbal a plecat totul. Așa, zi-mi acolo. Deci ai făcut echipă de mini-fotbal. Da, mi-a făcut echipă de mini-fotbal. Stăteai în poartă? Stăteam în poartă. Eram bun. Prietenii mei mă chemau mereu și jucam, că pe lângă campionate duminică jucam și în alte zile. Și într-un final, la mine, la muncă, s-a făcut că vine un băiat. Așa. Un bărbat, bine spus. El era diferit. Vine după un alt departament. Vine pe recepție marfă. Și îl vedeam mai diferit așa. Noi toți înjuram. Noi toți, într-adevăr, avea 40 de ani. Era mai matur omul. Dar el nu înjura, nu... Și îl întreb la un moment dat... Măi, Doru, dar tu de ce ești diferit? Doru îl chema. Și el mi-a zis că... mi-aduc aminte cuvintele astea. Două mi-au schimbat mie toată viața. Astea sunt cele mai importante cuvinte din viața mea pe care le-aș fi auzit vreodată. Sunt pocăit. Aia a schimbat totul. Eu am început, că eu de fel sunt curios. Eu toate lucrurile pe care le învăț din curiozitate. Ce înseamnă? Și el îmi povestea și îmi povestea și îmi povestea. La un moment dat, ajunsasem ca... Dar nu auzisei până atunci de asta de poc, nu? Ce auzisem eu despre pocăiți este următorul lucru. Că, nu știu, se întâlnesc, că tot felul de lucruri rele. De lucruri rele. N-am auzit lucruri bune. Și nici n-am întâlnit pe nimeni înainte. Ceea ce am rămas uimit acum, rămân uimit de faptul că de biserica, deci biserica adventistă era în Drăgășani, fix pe lângă barul la care eu îl frecventam și nu l-am văzut niciodată. Nu, în Vâlcea, în Drăgășani. În Vâlcea, biserica adventistă era în locul în care eu mă duceam la box, pentru că eu am avut o perioadă în care am mers la box. Și nu l-am văzut-o. M-am întrebat, cum de nu am văzut-o? Nici măcar să-mi pun vreo întrebare. Ce e cu clădirea asta? Poate vedeam altele, dar păi să văd că scrie biserica adventistă. Nu ți-a atras sau vreo altă biserică în afară de biserica ortodoxă, care poate eu eram obișnuit cu asemenea probabil, pentru tine arhitectură. Asta reprezenta biserica, arhitectura respectivă. Da. Și n-am văzut niciodată. Bineînțeles, băiatul acesta, Doru, el a văzut că eu sunt interesat și la un moment dat îmi spune, printre altele, mă vede că sunt... sunt curios de lucrul acesta, îmi povestește despre Dumnezeu, despre Domnul Hristos. Doru îmi spune, Daniel, n-ai vrea să mergi cu mine la biserică? Eu când am auzit, Doru, stai, duminica am meciuri, nu pot să vin. Păi, Daniel, dar uite, joia, că avem întâlnire de rugăciune. Și la un moment dat, spune, hai că vin. Doru era creștinul pe Evanghelie. Nu știu dacă am specificat lucrul acesta. Și am zis, hai că vin. Și când am mers, când am mers acolo la el, la biserică... Joia. Nu joia, am ajuns într-un final. Ai duminica. Fost duminica. Ei aveau joia întâlnire pentru rugăciune. Da? Și duminica întâlnire cu toată biserica pentru serviciul divin. Și la un moment dat am ajuns, făceau botezul. 7 persoane s-au botezat. În care era unul dintre jucătorii juniori de la Hermastad, echipa Sibiului, care s-a botezat. Și el s-a botezat atunci, tatăl său murise și s-a rugat
pentru el mult, ca el să se întoarcă la Dumnezeu. Și pe mine m-a impresionat lucrul acesta. Și pentru mine n-a fost în mintea mea, eu cum eram, aveam 93 de kilograme atunci, aveam o barbă așa tu mare. Tu vorbești serios? Da. Nu mi te imaginez. Aveam așa o barbă mare, așa mă purtam 93 cu tot. De kilo. Da. Atunci, în copilărie am avut, am purtat cercei, aveam prin ureche, prin limbă, da, tot felul de... Mai ai găuri? Da, aici în ureche, da, cred că aici este. Și aveai pe partea dreaptă? Da, aici. S-ai avut pușcam? Nu, doar aici am avut, cred că aici sau în partea asta, nu știu exact unde este. Aici, că sunt tare, aici. Acolo, aici este. Și ai avut și limbă cercei? Da, și limbă. Am văzut la colegii mei de la facultate, de la liceu, și am zis ca să fac și eu lucrul acesta. Bineînțeles, a fost o întreagă ceartă. Am băgat și eu la alți prieteni de mii. Ai făcut piercing de ăsta sau cum se numește? Da, am băgat și eu, că la un prieten aveam tot la fel. Astea au fost lucruri din... Și limba s-a stupat și gaura de limbă? Cred că da, acum. E, doar se vede unde este, dar s-a stupat. Și eram cu totul diferit, așa, aveam o față. Iartă-mă, tatuaje? Astea-s la mod acum. Nu am avut. N-ai avut. În rest am avut o... Nu, eu nu pot să-mi dau seama nici acum, Costi, cum putea să fac lucrurile astea. Mă ardeam cu țigarea când consumam alcool. Posibil să fie... Înțeleg acum tinerii, mai văd unii tineri și care sunt tăiați și au multe tăieturi, au cred că sute de tăieturi. Au fost prieteni ai mei și sunt prieteni ai mei. Și îmi dau seama că acolo sunt niște traume mari, dureri. Și asta făcea și la asta era și la mine. Ți-au rămas ceva semne? Da, sunt. Doar că din cauza părului se văd. Dar pe partea aceasta sunt și pe aici. Da. Și erau parcă așa să-ți torturezi propriul corp. Nu știu, nu înțelegeam. Te vezi, trăirile din interior ajung să se manifeste de exterior. Și astea au fost multe dureri. Revenind la istoria cu tine la biserică, în duminica respectivă, care te-a marcat cumva. Am mers acolo și m-a impresionat atât de tare. Tu încă erai cu fata respectivă? Eu încă eram cu fata. Te-ai dus singur sau a fost și ea cu tine? Nu, am fost decât eu. Ea nu vrea să aude de așa ceva. Și am ajuns acasă și i-am spus fetei, mă pocăiesc. Așa dintr-o dată? I-am spus dintr-o dată. Mi-era așa de drag, nu știu, simțeam că am și o liniște, nu știu, mă simțeam atât de... Era totul, parcă începea să prind așa oarecum un sens, așa. Într-un final, la mine la muncă, mai vine încă un băiat care era adventist și încep amândoi să-mi vorbească despre Dumnezeu. Bineînțeles, au apărut și discuțiile acestea doctrinare cu care, bineînțeles, le știm și mă durea, ce se întâmplă? Care e mai pocăit? Da, care este? Eu nu înțelegeam diferența de religie. Mă întrebam, dar aceeași Biblie, oamenii ăștia se ceartă pe același lucru. Ai primit și o Biblie? Da, primisem între timp și o Biblie de la Gelu, de la băiatul adventist. Mi-a dus o Biblie mare. Acum o am acasă. Atât de mult am răsfoit Biblia aia încât și coperțele s-au dus de la ea. Și n-am mai luat-o de acasă, o am acasă la țară, la Vâlcea, să o iau să o refac. Fiecare verset așa, și fiecare experiență cu care am avut-o cu Dumnezeu, o scrieam acolo. Spre surprinderea mea înainte de a-L cunoaște pe Doru, care el mi-a spus că e pocăit, eu aveam niște vise foarte ciudate. Mi-era teamă să mai plec de afară, mi-era teamă că mi se întâmplă ceva. Era anxietate de asta foarte puternică. Da, nu știam ce se întâmplă cu mine și am mers să-L caut pe Dumnezeu. Deci asta era dorința, pentru că știam că un om nu mă poate ajuta aici. Și am mers să-L caut pe Dumnezeu la o biserică ortodoxă pe Valea Oltului, în drumul din Sibiu, face legătura dintre Sibiu și Vâlcea. Acolo nu am găsit pe nimeni, a fost decât o măicuță care i-a spus, nu este preotul aici, dar vine în altă zi. Și am plecat de acolo cu durerea aceasta. Păi, ce să fac acum? Am ajuns acasă. Erau momente în care pur și simplu durmeam noaptea și simțeam că levitez, mi-era așa o frică și simțeam mi-aduc aminte că bunicii spuneau că de câte ori simți lucrul acesta să-ți faci și semnul crucii, așa știam eu atunci, cu limba. Făceam cu limba, mi-era o frică. Mai mi s-a întâmplat lucrurile astea în copilărie și după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mi s-a întâmplat.
după ce m-am botezat, nu mai mi s-au întâmplat lucrurile astea. Dar nu știu, e ceva, parcă era o forță supranaturală pe care nu, mi-era frică, mi-era teamă de ce sunt, ce se întâmplă. Eu nu puteam să răspund la întrebările astea. Ei bine, când a apărut Biblia, când a apărut, atunci puteam să răspund la ce, știam cine face lucrurile acestea, știam de ce nu pot să vin mai aproape de Dumnezeu, știam, mă lupt, aveam luptele cu păcatul, eram din nou, aveam aceeași dependență de fumat, fumam atunci când am cunoscut pe băiatul acesta care era creștin după Evanghelie și pe Gelo din nou, care era adventist, fumam, aveam viciul acesta și într-un final, în urma unui accident la fotbal, am avut 3 operații la genunchi, am un băiat, era slăbuț, cred că avea vreo 50 de kilograme și eu 93, am intrat genunchi și mi-a fisurat rotula. Și atunci am avut o prima operație, a durat 10 zile, am stat internat, apoi 3 luni acasă, pe medical, și a venit pastorul de la... Eu între timp mai auzisem despre sabat, mai povestea și Gelu despre sabat, dar nu puteam să iau o hotărâre să mă gândesc mai clar la sabat sau să pun sau să studiez mai profund în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vreau să fac lucrurile astea. Când vorbești despre sabat, vorbești despre la ce, mă refer ce la înseamnă asta? Mă refer la ziua șaptea, sâmbăta. Okay. Mie spunea că Daniel studiază mai bine, dar Dorul spunea legat de duminică, că este ziua șaptea. Este legat de porunca a patra, care spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să-ți mintești. Eu mă gândeam, uite, am cele 10 porunci, dar acum care este ziua? Și până se descoper, Dorul îmi spune, Daniel, dar uite, în Biserica Adventistă sunt anumite lucruri care nu se fac, care nu... Și pare, ce, cum ar fi... E legat de sabat, uite, nu poți să, de sâmbătă, uite că ei nu lucrează, ei nu fac, legat de carne, că nu aia nu e ce e bun, ce nu e bun să mănânci, ce e curat, ce e necurat. Și, bineînțeles, în lumina în care el o avea, el îmi spunea. Și mie mi-era teamă de lucrurile acestea, să ce să fac. Și la un moment dat am început să studiez, am început să caut, am început să mă frământ așa. Și am zis, bine, aveam început să frecventez Biserica Creștină pe Evanghelie vreo 7 luni de zile, asta fiind din martie, vreo 5 luni, 6 luni. În ce an? Asta este în 2019. În 2019. Și am început să frecventez din februarie, dar să vezi partea interesantă, când mi-a spus Doru din Biserica Creștină, că mi-a spus că, uite, Daniel, nu este bine să, uite, copiii lui Dumnezeu nu bea, nu consumă alcool. Atunci, Doamne, nici eu nu vreau să mai consum acolo. Tu vorbești serios? Și atunci, deci de atunci eu n-am mai avut treabă. Așa dintr-o dată? Dintr-o dată s-a întâmplat. Eu nu pot să-mi imaginez lucrurile. Și că eu eram dependent, care eu, pentru mine să merg cu prietenii, să vedeau, era o plăcere. Nu am mai pus alcool în gură. 2019. După ce ți-a spus omul ăsta... Da, deci mi-a spus doar atâta. Mi-a spus, Daniel, uite, copilul lui Dumnezeu nu este bine să consume alcool. Și am spus, nu mi-a pus atunci întrebări de, nu mi-a pus întrebări de ce, cum, dacă el mi-a spus așa că nu e bine, eu așa m-am luat. Și apoi am văzut mai departe că trebuie consecințele unui pahar, unui singur pahar, ce pot face. Și... Da, cu țigările? Da, cu țigările am continuat. E foarte greu, a fost foarte greu să mă las de țigări. Și mergând, unde a rămas legat de biserică, ai zis că ai continuat prob luni de zile, da, să mergi așa, acolo. Continuam să merg cu ei și m-am prietenit, făcusem în relații în biserica, nu cunoscusem așa tineri mulți acolo, pentru că mi era mai greu să mă... Da, erai mai departe cu fata respectivă. Da, eram în continuare. Deci, dar ea nu mergea, n-a vrut să mergă. Nu, okay. O să spun și momentul în care ce s-a petrecut. Și mergeam, am avut accidentul. Am mai mers și după accident, așa cam o lună, așa mergeam în cărje, că îmi doream să mă duc, era ceva frumos acolo. Și îi zic, când a fost vorba de sabat, îi zic pastorului de acolo, pastorul Neațu era, și cred că este și acum dumnealui, și să vină la mine să vorbim legat de sabat. Și mi-a spus, Daniel, tu poți să... Dacă vrei să păzești și sâmbăta și duminică, ești liber. Ei bine, mi-a dat în mintea mea, să vedea, de ce omul ăsta face un compromis așa? De ce? Eu așa l-am luat atunci.
Și am zis, bine, nu vreau să mai... Am zis, am început să citesc, am citit și m-am gândit așa, dar omul ăsta are dreptate sau nu are? Dar într-un final am luat o trebuie să-i spun că nu vreau să mă întâlnesc cu el. Iar atunci am stat eu pur și simplu și am analizat lucrurile, m-am gândit, i-am spus și fetei cu care vorbim, uite, ar fi bine să mergem și noi la biserică, în ciuda faptului ăsta, ar fi bine, uite, eu am aici o problemă, nu înțeleg lucrul ăsta, dar Dumnezeu sigur îmi va răspunde. Într-un final, gelul îmi face legătura cu, aveam întrebări despre sabat și îmi face legătura cu el era un stagiar pastor, Flavius Agape, un om deosebit, omul acesta mi-a cucerit inima. Adică Dumnezeu prin el, da, un om deosebit. Și mi-a venit și mi-a povestit. Când zici stagiar, ca să clarificăm asta, vorbim despre pastor stagiar la Sibiu. Da, pastor stagiar la Sibiu era el, așa. Da. Și a venit la mine, am discutat și la un moment dat îmi spune, Daniel, dacă vrei tu mai mă cauți. El a venit, mi-a spus ce a avut de spus legat de ziua de odihnă, legat de ce întrebări am mai avut eu. Încă un lucru pe care vreau să-l clarificăm, pastor adventist. Da, este, da? El era pastor adventist, da. Și povestesc cu el, pleacă, așa, bine, ai plecat, pentru că eram și fata aceasta nu dorea și mă durea lucrul acesta, așa, mai pentru ea, mă o las așa și nu mai m-aș întâlni nici cu celălalt, nici cu Flavius. Dar Flavius s-a comportat așa de frumos cu mine și îl vedeam așa de dornic să-mi povestească și îl simțeam așa cald oarecum în inimii mele și am zis, măi, uite, eu aș vrea să mai mă întâlnesc cu omul ăsta. După o lună de zile, l-am sunat și i-a spus, Flavius, vreau să mai studiez cu tine Biblia împreună. Atunci mi-am adus aminte. Deși eu eram necunoscut pentru el. Nu te-a influențat nimeni? Nu, deci n-a fost nimeni care să zică, du-te, mergi acolo, asta e. Pur și simplu că eram un om care, dacă eu nu descopeream eu ceva, putea să-mi spun orice, nu aveam încredere în oameni. După trecutul pe care l-am avut, eu nu puteam să mai am încredere în oameni. Simțeam că cineva are ce, băi, fiecare își urmărește interesele lui. Așa simțeam eu. Și am zis, bine, am vorbit și atunci pentru el era un necunoscut. M-a luat la el acasă, locuia împreună cu soția lui Violeta și îmi dădea apă. Mi-a dat un pahar de apă, eu nu pot să uit. Flavius întotdeauna când mă duceam la Flavius îmi dea un pahar mare așa de apă. Omul ăsta de ce tot îmi dă apă? Îmi dădea apă, am înțeles într-un ce cu apă, este foarte bine să ne hidratăm. Și am început să povestesc cu el și povesteam, mă simțeam așa dornic așa să povestesc cu el, mă simțeam apropiat de el, puteam să povestesc. Sunteți cam de aceeași vârstă, nu, e mai mare el. Este mai mare el. Dar mă simțeam liber așa să fac lucrul acesta. Și la un moment dat i-am spus care sunt luptele mele, care sunt problemele mele, m-a chemat la biserică, am mers într-un final, el înființase o grupă mică la Sibiu, în care veneau oameni să studieze Biblia și care într-un final au descoperit pe Dumnezeu și s-au botezat. Și acolo când mergeam, parcă erau toți, veniseră toți din același mediu ca mine, din biserica ortodoxă și îmi povesteau și ei cum au avut trăirile lor, wow, ce frumos era. Și am rămas acolo în acea biserică, am frecventat, am mers. Da, spune-mi, mă întorc un pic. Care, nu știu dacă e ceva aici sau nu, în timp ce tu erai internat la spital, el a venit și te-a vizitat? Flavius? Da. Nu a venit Flavius, au venit au venit Gelu, băiatul care era din Biserica Adventistă, okay. și cu încă o soră din biserică. Îi zici soră? Îi zic soră pentru că suntem rudă prin Hristos. Ok. Sau și și a contat asta pentru tine că au venit atunci? Da, pentru mine au contat. No, părinții mei nu au putut să vină, dar ei au putut să vină și asta m-a bucurat foarte mult. Și au mai venit și din Biserica Creștină după Evanghelie, au mai venit la mine și m-a bucurat foarte mult lucrul acesta că au venit și m-au vizitat. Da. Au mai venit și rudele din partea mamei. Mi-aș fi dorit să vină mama și cu tatăl meu, dar ei nu au putut să vină atunci. Bineînțeles, am ieșit, și ceea ce spun că episodul în care m-am întâlnit cu pastorii episodul în care m-am întâlnit cu pastorii a fost după spitalizare. Ce să fac acum? Că am aflat că ziua de odihnă este sâmbăta, conform Scripturii.
Acum nu este loc de interpretare. Am ajuns la muncă, aveam două locuri de muncă. Fumai? Continuai să fumezi? Continuam să fumez. Okay. Mi era foarte greu să mă las. De asta. Și am ajuns la muncă și am spus managerului meu, lucram 8 ore și cu 4 ore în altă parte, deci lucram 12 ore pe zi. Și le-am spus managerul meu, uite, eu nu vreau să mai vin la muncă sâmbătă, atunci lucram sâmbătă. Daniel, că nu știu cum, nu se poate, că ce facem, că știi că aici se lucrează, dar datorită faptului că ai fost, ai văzut de treabă la muncă, noi îngăduim asta. Da, să îngăduim să vii de luni până vineri. Și așa am mers. Și de aici au început în continuare biruințele și cu într-adevăr, nu prea mai vorbeam urât pentru începuseți. Da, începusem să cam... Te-ai schimbat cumva și anturajul, adică te-ai apropiat mai mult de oameni care aveau un alt fel de comportament. Mi-era greu să mă despart de prietenii mei din celălalt, din anturajul... Ce vârstă aveai tu în momentul ăsta? În momentul ăla? În momentul acesta aveam 22 de ani. 22 de ani. 22 de ani. Tânăr! Da. Foarte tânăr. Dar parcă o viață de om ce da, mai obișnuit da, da. Și încep să fragmentez după fiecare lucru, pentru că sunt multe lucruri care s-au întâmplat, dar am căutat să povestesc ce este mai esențial. Și la un moment dat m-am apropiat și de prieteni din biserică și de am început să mai, pentru că de prietenii mei care îi aveam din mediul trecut mă cam te duseră așa la o parte. Nu mai aveai același practic? Da, nu mai ne regăseam, parcă eram diferit. Deși eram într-un fel, eram atât de apropiat și la un moment dat s-a produs așa o schimbare. Adică mi-e părea rău să-i văd că fumează și că bea și că mai, dar uite, oamenii ăștia nu înțeleg. Dorința mea a fost ca atunci când eu l-am cunoscut pe Dumnezeu să le spun tuturor și sunt sigur că și ei se vor lăsa. Cum am lăsat și ei se vor lăsa. Ei bine, nu a fost așa. Dar am început să cunosc tineri din biserică, am început să merg cu ei, dar s-a întâmplat aici un lucru. Mi-aduc aminte că am mers la o întâlnire Amicus. Amicus fiind asociația studenților. Asociația studenților adventiști din România. Și erau toți în jur acolo și a spus, eu studiez la facultatea cu tare, M-am simțit așa de, nu știu, de... Mic? De mic și de... Parcă nu reprezentam nimic. Oamenii și ăștia aveam, bineînțeles, stima de sine a mea era scăzută și asta și la... Asta la chestia aceasta de a mă simți mic. Atunci în ochii lor mă simțeam așa. Și a zis, măi, Flavius, ce fac și acum de mi-aș dori și eu să fac și... Și Flavius spunea, măi, Daniel, du-te și continuă-ți liceul. Și atunci m-am dus să continui liceul. Dar 21 am început să continui liceul. Și am început să continui liceul. Și l-am terminat. Deci te-ai reînscris la liceul în Sibiu. M-am înscris în Sibiu la liceu. Am vrut și o să-l termin. Măcar atâta lucru, să termin liceul. Într-un final a venit marea decizie care una dintre ele fiind aici a fost momentul în care eu am simțit că am hotărât să merg cu Dumnezeu, când am mers cu Impact. Uh-huh. Impact este încă o altă asociație de tineri a bisericii. Adventiste, da. Care au avut o retragere, să numesc așa, la sfârșit de an la Cernica, la Institutul Adventist din București. Și Daniel, nu vrei să mergi cu noi? Mi-a spus o fată, Iulia. Merg. Ei bine, când am ajuns acolo... Încă nu erai hotărât să urmezi... Nu eram hotărât. Aflasem că este ziua de odihnă sâmbătă, aflasem că mă regăseam oarecum în Biserica Adventistă și vedeam că anumite lucruri despre care eu eram dependent, vedeam că se pierd, deci Dumnezeu îmi dădea biruință după biruință, dar eu nu prea eram conștient de lucrul acesta. Și când ajung la aici la institut, am zis că, măi, dacă atâți oameni, atâți tineri în jur, parcă toți zâmbeau, erau așa, se vede că ceva era diferit. Am fost așa de bucur. Și am cunoscut un băiat de culoare, se numește Tim Carr. Am locuit cu omul acesta
în casă, în casă, în chirie unde am stat în, și pe perioada evenimentului și omul acesta l-am văzut pe Dumnezeu în el. Ieșea dimineața, alerga, se ruga, era așa de, povestea cu mine, mă asculta, era așa de frumos și bine, mi-am pus următoarea țintă. Când voi pleca de aici, nu aș vrea să mai abuzez de corpul meu, fiind vorba despre alimentație, să mănânc, am studiat legat despre mâncarea curată și mâncarea necurată, ceea ce, cu ceea ce am găduit Dumnezeu să mâncăm și ceea ce nu, și nu voi mai mânca asta. Ba, din contră, am zis, nu voi mai mânca carne, produs animal, deloc. Dacă Daniel a stat 10 zile, eu de ce nu pot să fac lucrul Daniel acesta? Din Daniel Biblie. Din Biblie. Mm-hmm. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Bine, am plecat. Asta a fost o hotărâre. A doua hotărâre a fost să mă mut, să nu mai locuiesc împreună cu fata aceasta, din cauza că consideram că este păcat. Nu eram căsătorit cu ea, nu eram căsătorit, dar conștiința mea spunea că nu este bine. Încălcam o poruncă. Este vorba de porunca a șapte. Și când am ajuns în Sibiu, am făcut schimbările astea. Nu am mai mâncat și m-am despărțit din casă de... Te-ai luat bagajele și mi-am luat, plecat să... Ea și-a luat bagajele și a plecat la, la sora ei. A fost o durere foarte mare. Eu iubeam pe fata aia atunci, la momentul acesta, la momentul acela. Și între timp ea a început să se mai vine pe la biserică, dar nu era așa, nu știu cum era inima ei. Dar ce drept, într-un final, ea a hotărât o altă cale, să meargă pe o altă cale și eu pe o altă cale. Eu am hotărât în 2020, am hotărât să închei legământul cu Dumnezeu prin botez. În Biserica, în Biserica Adventistă. Te-a manipulat cineva? Nu, nu. De asta n-a fost problemă. Asta a fost o dorință a mea. A fost în mod deosebit bucuria să-L cunosc pe Dumnezeu. Să îmi dau seama că am și eu un scop în viață, că nu mai sunt acel om care nu aveam niciun fel de viitor dacă continuam să merg așa pe direcția aceea. Și a fost o dorință personală. Așa am înțeles eu că trebuie să fac la momentul acela. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat. Încă mai ești parte din Biserica Adventistă? Încă sunt parte din Biserica Adventistă, bineînțeles. Cum te-ai lăsat de țigări? De țigări înainte să închei legământul cu Dumnezeu, asta fiind, cred că... Deci eu m-am botezat pe 8 august. Ții minte? Da, 2020. Iar de țigări m-am lăsat mai iunie, cu 2 luni înainte. Din cauza unui exces, așa, m-am lăsat din cauza că mi-a fost atât de rău și am zis, măi, gata, trebuie să mă opresc. Plângeam, deci plângeam în tot timpul acesta și când vorbeam și când ajungeam cu Flavius, de studiam Biblia împreună cu el, plângeam și ziceam, măi, nu pot să mă las. Mi-era rușine să-i spun Flavius că nu pot să fac lucrurile acestea. Dar gelul știa și el spunea, măi, Daniel, sigur o să reușești. Și a venit momentul în care, din cauza unui abuz, din cauza unui exces, mi-a fost foarte rău, extrem de rău, am zis că nu vreau să mai fumez. Și m-am oprit. Și dintr-o dată? Și dintr-o dată m-am oprit. A fost... Ai mai simțit vreodată nevoia de atunci să fumezi? Vreau să spun că o simt și acum, în anumite circunstanțe. Când simt miros de grătar, de mâncare făcută la grătar, atunci vine așa ispita aceasta de, nu de a fuma, dar o simt un miros plăcut. Și am zis, atunci am zis, măi, gata, trebuie să mă opresc. M-am oprit. Și mai ce voință ai? Da. Eu, Dumnezeu, să spune că... am crezut că te prind. Da, eu nu aș... Spune Dumnezeu că spune Domnul Iisus că eu sunt voința și înfăptuirea. Și am luat hotărârea, am făcut schimbarea aceasta, m-am și botezat, iar apoi a fost o problemă pe care eu nu știam ce să fac, cu legat de fata cu care vorbeam. Acum ce să fac? Că dacă eu sunt botezat acum, șansele ca să ajung din nou să... Deci eu nu mai aveam relații intime cu această fată. După botez nu am mai făcut. Și am zis, ce fac acum, că s-ar putea să ajung tot acolo.
Am luat a doua săptămână, asta pe 8, și următoarea săptămână mi-am cumpărat un cort și am plecat singur cu cortul la munte, în mijlocul muntelui, cum se spune, în creierul muntelui, ca să-i cer lui Dumnezeu, asta fiind vineri, am petrecut primul sabat pe care eu l-am petrecut împreună cu Dumnezeu în rugăciune, ce să fac cu această relație. L-am întrebat pe Dumnezeu ce să fac. Nu am știut care este răspunsul sigur. Eu am crezut că răspunsul este să fiu împreună cu ea. Am crezut că și ea va veni la Dumnezeu și împreună ne vom căsători în biserică. Și se pare că după ce am ajuns acasă, la o săptămână de zile, s-a întâmplat că ea a luat hotărârea să pună punct relației și să meargă pe un alt drum. A fost o durere mare în inima mea. A suferit mult. Am ajuns într-o depresie. Nu înțelegeai? Nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Nu aveam pe cine să întreb. Sufeream mult emoțional, mai mult decât rațional. Și primul lucru pe care l-am făcut, ce crezi? Nu aveam încă o relație cu Dumnezeu consolidată, extrem de tare. Și atunci vin încercările la început și m-am dus primul percul pe care l-am găsit. După asta nu puteam, deci două săptămâni au trecut în care sufeream așa foarte mult, locuiam împreună cu fratele meu, el mi-a fost alături în perioada asta. Primul lucru pe care a fost să mă duc într-un peco, să-mi cumpăr o bere și 10 țigări. Am luat acea bere, am desfăcut-o, n-am putut să o beau. Mirosa așa de urât, eu nu mai consumasem de mult timp. Și am pus-o pe scaun. Și când am plecat de acolo s-a vărsat. Am mirosat în mașină, numai... Acum ce să zică lumea? Ce să zic? Merg cu prietenii mei, ce mă întreabă? Ei știe că m-am lăsat, că numai că am luat tot răia să-L urmez pe Dumnezeu. Mă simțeam atât de murdar, mă simțeam că parcă Dumnezeu a plecat, că nu mai este... legat de țigări, am început iar să fumez astea 10 și am zis, băi, ce să fac acum? Și m-am rugat, cei de la Impact, anumiți tineri, vineau și Daniel, uite, nu spuneau, lasă-te că nu e bine, nu spuneau, deci mă încurajau și este fratele lui Flavius Angelin, Agape, care el a fost acolo lângă mine și mi-a spus, uite, Daniel, treci prin încercarea asta, luptă și vei reuși. Și îmi spuneam, uite, nu te întoarci înapoi. Și asta îmi dădea curajul să zic, Doamne, vreau să rămân lângă Tine. Deși era durerea aceasta a păcatului, eu tot am continuat să fiu sincer așa, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, uite, asta, de sufeream așa de tare din cauza suferinței, nu puteam să opresc chestia asta, acolo îmi găseam eu plăcerea. Dar s-a întâmplat că după asta mi-a dat seama, nu este ok, am luat-o de la capăt, bine, Doamne, hai să luăm de la capăt, am luat-o de la capăt. Și deși sufeream, era foarte puternică durerea aceasta, cu cei de la Impact au construit la Berivoi, lângă Făgăraș, cum să-l numesc? Un centru, un așa zis centru unde se întâlnească, deci Impactul are 3 întâlniri pe an, are întâlnirea corturilor unde se întâlnesc tineri mai mult și familii și discută despre subiecte religioase, al doilea este ei merg în călătoria misionară, merg într-un oraș acolo, vorbesc despre Dumnezeu și fac lucruri, deci dau cărți, diferite activități, asta împreună cu primăria, cu școlile care din acel oraș. Și al treilea este retragerea asta, aceasta de sfârșit de an. Uh-huh. Adică un soi de tabără de sfârșit de an în care se întâlnesc mai mulți tineri și membri ai asociației. Da. Și am început din nou să merg cu ei, am mers acolo cu ei și mi-a spus Cristi și poșu, un prieten drag mie, spune, Daniel, uite, ar fi bine să faci o școală misionară. Când am auzit școală misionară, eu aveam o alte planuri, aveam niște bani strânși, bineînțeles, început să strâng niște bani, asta am învățat de la tatăl meu și am zis că eu, dorința mea era să-mi fac un centru de pasteurizare pentru suc, să pasteurizez suc. O afacere. Nu vreau să mai lucrez pentru că pierdusem și locurile de muncă din cauza
relații pe care am avut-o cu fata aceea, pentru că eram amândoi în același mediu și eu nu puteam să mai... Nu, mi era foarte greu. Și am zis, bine, păi iau de la capăt, dacă Dumnezeu mi-a oferit o viață, va trebui să... El îmi va da o viață nouă, cu totul nou. Și acolo am ajuns, și de aici am ajuns la Podiș în 2021. Ca să faci școală? Da, să faci școală misionară. Cu liceu încă eram ultimul semestru atunci. Nu, penultimul semestru eram. Bine, mă duc la Podiș. Am stat la Podiș. Acolo domn director a avut grijă de mine, care e copilul lui. M-a luat, într-adevăr. Dorința mea era să ajung în terapie, să lucrez cu oamenii. Dar datorită faptului că nu aveam pregătire, și este normal, nu poți să ajungi un om nepregătit, nu poate să intre acolo, pentru că lucrul cu omul este foarte important, mai ales din punct de vedere când lucrezi în domeniul medical. Am lucrat ce mi-a dat dumnealui pe acolo să fac. Și când am stat 7 luni acolo... Ai făcut și cursul de masaj. Și cursul de masaj. Am făcut școala misionară și cursul de masaj. Diploma de masaj nu puteam să o iau. Când aveai liceu? Nu aveam liceu. Aici mă deci asta așa te-a urmărit. Asta m-a urmărit până și momentul acesta, când a fost vorba de diplomă. Și am zis, bine, gata, altfel. M-am dus la liceu. De la școala misionară am terminat în septembrie și atunci se lucra la centrul de la Codle, Brașov. Centrul de sănătate de la Codle. Da, Codle. Nu se deschisase. Încă mai era nevoie de câteva lucruri de făcut în interior și de pregătit afară, pentru ca totul să poată fi pus pe picioare și dat drumul. Și am lucrat acolo o perioadă de vreo 7-8 luni de zile. Deci am lucrat septembrie până în aprilie. Am lucrat acolo. De acolo venea pregătirea pentru BAC în 2021. Și nu mai m-am dus, că am zis că nu lucrez după. Câteva luni să stau să învăț. Am plecat la Sibiu, am avut acolo o chirie, pentru că acolo făceam liceu. M-am dus la cursuri. Am terminat BAC-ul, le-am spus profesorilor, eu vreau să termin. Vreau să ajut oameni și asta vreau să fac. Și diriginta mea a fost foarte încântată de ceea ce vreau să fac și a spus, Daniel, mergi în continuare, noi credem în tine. Am fost uimit să văd că profesorii spun lucrurile acestea. Și de acolo m-am dus, am dat BAC-ul, l-am luat. Bravo! Și am zis, din prima? Da, nu a fost problemă. Și am zis, ce fac acum? Vreau să merg mai departe. Deci eu, dorința mea era să termin liceul. Dar am zis, nu se poate, vreau să merg și la facultate. Și între timp mi-am adus aminte că mie îmi place să lucrez cu omul și m-am gândit ce să fac. Aveam acum multe soluții între care vreau să aleg să merg să fac în domeniul silviculturii. Vreau să fac facultate. Te întorci cumva în trecut. Da, oarecum mi-a plăcut întotdeauna natura. Sau mă gândeam eu, mi-a plăcut și psihologia, sau să merg la psihologie. Ce să fac eu? M-am gândit într-adevăr și la pastorație în cadrul bisericii și Flavius îmi spunea, uite Daniel, cred că gândul ăsta, să fiu sincer, mă urmește și acum, nu știu de ce. Nu se știe niciodată. Nu știu de ce, dar Dumnezeu poate, cine știe, cum va aranja lucrurile. Deci ce pot eu să fac? Era problemă că, deși aș fi dat la pastorație, dar m-am împiedicat un lucru, nu știam engleză. Bine. Nivelul era foarte, foarte mic și nu puteam să trec admiterea, așa, nu, trebuia să aleg altceva. Și am ales kinetoterapia, dar nu știam între ce facultate să aleg. Facultatea de medicină, kinetoterapia se face ori la facultatea de medicină, ori la facultatea de educație fizică și sport. Ele sunt asemănătoare, doar că sunt parte între două facultăți. Și ce fac acum? Merg la facultate, dar n-am bani. Cine mă ține acolo? Cine mă ține? Mama, mi-era rușine să mai ții. Eu n-am încercat bani de la Emin de la 16 ani când am plecat de acasă. Ce fac acum? Vedeam pe cei de la Amicus. Mi-era drag așa când îi vedeam. Mi-aș dori și eu să fiu ca ei. Și aveam doi prieteni la Brașov, pe Marian și Bogdan. Și ei mi-au fost așa, i-am cunoscut. Erau tot olteni de mei, tot din zona Drăgășanului, tot din mediul ortodox au venit și ei, și cunoscându-L pe Dumnezeu și venind de Biserica Adventistă, și am cunoscut la o drumeție. Și atunci am legat prietenii cu ei, am văzut, și ei sunt la facultate, mi-aș dori și eu să fiu, de cum să fac eu? Și
Marian m-a motivat, Daniel, mergi. Și într-un final, gata, mă duc la Brașov. Decât un dosar îmi depun, nu mai îmi depun în alt oraș, nu mai vreau în alt oraș, decât în Brașov. Asta am depus în Brașov. A venit admiterea, am avut admitere la, la educație. Deci am avut un traseu aplicativ și admitere la biologie, scris. Am trecut cu brio. S-a rezolvat și problema cu banii, am intrat la buget. Oh, felicitări. A fost o bucurie mare pentru mine. Deci din 2023 ești student? Sau 2022? Din 2022 ești student, ți s-a împlinit un vis. Da, s-a împlinit un vis. Asta a fost. Ce schimbare, deci, de unde ai plecat și unde ai ajuns? Deci asta este faptul că, deși eu lucrez în domeniul medical pe recuperare, dar se pare că cel mai mare recuperator este Domnul Hristos, care a recuperat sufletul meu prin neanurile. Wow. Incredibil unde ai ajuns în momentul ăsta. Îți place kinetoterapia? Da, te regăsești? Deci, pentru mine este ceva deosebit. Kinetoterapia îmi produce satisfacție. Dorința de a lucra cu omul este, și de a vedea rezultate, este atât de mare încât asta vreau să fac toată viața. Ce crezi că ți-a dat ție Dumnezeu în mod special, Daniel? Mi-a dat, acum la momentul actual, ce mi-a dat Dumnezeu la momentul special, la momentul acesta, este pe Ioana, soția mea. Este cel mai minunat dar pe care l-aș fi putut avea vreodată. Nu, eu nu m-am gândit că o relație cu o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu și te poate ajuta să crești, te poate ajuta să iubești și să vezi lucrurile altfel. Parcă aș fi o poveste. Când v-ați căsătorit voi? Anul trecut, în 17 decembrie. Foarte frumos. A fost ceva curajos, dar pe timp de iarnă, dar a fost foarte frumos. La nuntă, pur și simplu, eu numai în filme am văzut așa ceva. A fost o bucurie, o pace, modul în care Dumnezeu ne-a condus până acolo, pregătirea pe care am făcut-o, sfaturile pe care le-am primit. A fost ceva deosebit, nu mă gândeam câteva lucruri așa. Cum ai cerut-o de soție pe Ioana? Aveam un loc special în care mergeam noi, este Parcul Dendrologic Chitila, și îl frecventa pentru că ea stătea la rudele ei acolo și noi frecventam, eu când veneam de la Brașov, mă opream la Chitila și mergeam prin parc și am spus că aici este locul cel mai potrivit să o cer. Bineînțeles, dorința mea ar fi fost alta, să o cer pe Vârful Moldoveanu, plecându-ne la amândoi natura, dar am zis că cel mai potrivit loc este acolo, legat de suflet, și acolo am cerut. Acolo ai cerut de soție. Da. După cât timp de relație? Aproximativ un an cu totul. Foarte. Aproximativ un an cu totul. Daniel, tu acum ești la kinetoterapie ce an? Sunt anul 2. Anul 2 la kinetoterapie. Uite, fii atent, noi avem aici o rubrică ce se numește Da sau Nu. Okay. Și cumva profităm de prezența celui care are mai multe cunoștințe decât mine la un anumit capitol. Așa că mi-am pregătit câteva întrebări în rubrica asta, la care aștept un răspuns și argumentat cumva. Este kinetoterapeutul un masseur cu studii superioare? Da sau nu? Aș înclina să spun că nu. Știm că de multe ori oamenii spun lucrul acesta, merg la kinetoterapeut, la masseur. E bine, vreau să spun că este cu totul diferit. Kinetoterapia de masaj. Masajul oferă într-adevăr o anumit, sunt mai multe tipuri de masaj, dau câteva exemple, masaj terapeutic, masajul de relaxare, masajul anticelulitic, între ghilimele, și alte tipuri de masaj. Dar acestea nu sunt totul în recuperare. Bineînțeles, kinetoterapia folosește ca un mijloc masajul, dar nu pot să spun că este masajul este... Eu am zis dacă kinetoterapeutul este un masseur cu studii superioare. Da, un kinetoterapeut este mai mult decât atât. El aplică niște principii medicale cu privire la recuperare în mod special. În care găsim și masajul. Și masajul, bineînțeles. Și nu se compară. Masajul pot face în 3 luni de zile un curs.
iar kinetoterapia în 5 ani de zile. 5 ani de zile. Ok, a doua întrebare. Kinetoterapia se aplică și persoanelor sănătoase? Desigur. Și ar trebui ca kinetoterapia să fie aplicată, pentru că nu aplicăm kinetoterapia numai atunci, recuperarea medicală, atunci când avem probleme. O putem folosi și în mod profilactic. Să prevenim apariția. Unele dintre bolile care mi-ar veni în minte acum, putem să folosim sau deficiențe fizice pentru scolioză, cifoză, lordoză sau pentru o hernie de disc, pentru a preveni o hernie de disc, pentru a preveni o osteoporoză. Cumva pentru poziția coloanei soții, da, sănătoasă, să nu trebuie neapărat să ajungi într-o problemă ca să faci kinetoterapie. Tu ai niște exerciții pe care le faci când te trezești sau seara înainte de culcare? Desigur, mai ales pentru mine este cel mai important, este unul dintre cele mai importante lucruri legând de seară, este igiena somnului. Deci pentru mine să dorm corect din punct de vedere al poziției, acesta pentru mine este lege. Nu pot să dorm cum îmi vine. Pentru că atunci dimineața mă simt cu dureri. Mă trezesc cu dureri. Deci întotdeauna pe spate. Eu nu mai aplic perna, eu nu mai folosesc perna. Din ce cauză? Pentru că de multe ori ajunge să punem câte o pernă așa de mare și stăm mai mult cu capul în flexie. Și asta ne trezim cu dureri dimineața. Și ar trezitul, încerc să mă trezesc. Știi că îmi notasem o întrebare de asta. Dar uite că mi-ai luat-o înainte. Încerc să și dimineața nu direct ne ridicăm și plecăm la treabă. Deci pur și simplu corpul are nevoie ca să se relaxeze un pic. Deci el este relaxat ca să intre în funcțiune și prin anumite exerciții specifice. Dă-mi un exemplu, două de exerciții. Exerciții ce am putea face dimineața înainte să ne sculăm din pat? Să ne ridicăm. De multe ori mă preocupă în mod deosebit încălzirea articulațiilor. Încep de la tălpi și urc până sus la gât. Asta este pentru ca articulațiile să vascularizeze și să putem începe ziua cu bine. Spuneai la un moment dat, înainte să dăm drumul camerei, Dani, care este în spate, te ruga la un moment dat să-i faci un masaj pentru coloană sau să-l strângi în brațe, cumva. Cum e cu asta? Că de multe ori, știi, simțim nevoia asta, să ne strângă cineva în brațe, să ne troznească oasele. Da, vedem, e bine sau nu? Vedem că acum acest fenomen a prins amploare. Este vorba de chiropractică, care destul de prezentă, da. Da, în spate este vorba de... este o ramură chiropractică a osteopatiei și, într-adevăr, da, se aplică persoanelor, doar că trebuie făcut de un specialist în domeniu. Nu pot ca orice cine să facă lucrul acesta. Și ele sunt benefice în momentul în care sunt însoțite și de exercițiul fizic. Pentru că noi, să spunem că repoziționăm articulația, doar că pe articulația, ca să rămână la parametri optimi, o mențin mușchii trebuie întăriți ca să țină articulația la un loc. Și de aceea eu recomand, încă eu nu sunt profesionist în chiropractică, nici nu am făcut cursul, dar recomand ca să se facă, sau din ce am văzut și eu, alți kinetoterapeuți sau alți chiropracticieni, recomandă și exercițiul fizic specific pentru articulația respectivă. Și ultima mea întrebare de la rubrica asta, da sau nu, pot beneficia de tratament prin kinetoterapie pacienții bolnavi de cancer? Este un subiect delicat aici, pentru că pacienții oncologici ar trebui să aibă de la medicul oncolog să fie un diagnostic pus legat dacă ar avea nevoie de o recuperare și să spună, să specifice faptul că au nevoie și au nevoie și să facă, da, și că se recomandă kinetoterapia. Adică este o asumare, dar trebuie să fie o asumare din partea medicului oncolog. Bineînțeles, medicul oncolog spune exact dacă îi se recomandă sau nu. Pentru că este altfel trebuie să... Da, altfel nu ne putem apropia, pentru că nu știm exact în ce stadiu este și nu se facă mai mult rău decât bine. Da, pentru că, de exemplu, dacă, cum vorbeam și de masaj la început, el este un mijloc prin care putem folosi kinetoterapia, se poate folosi
putem folosi și masajul, da? Dar putem produce o metastază, adică să împrăștie, să în loc să faci, da, un bine, în loc să faci un bine, să întinzi acele celule canceroase, care oricum ele se merg prin tot corpul. Daniel, am o întrebare așa sinceră la suflet. Există cineva față de care ai greșit și ai vrea să-și ceri iertare? Oh. Sunt multe persoane de cărora le-am greșit și cu care poate nu mai m-am întâlnit deloc. Dar în mod deosebit, greșelile pe care le-am făcut de cele mai multe ori în această viață este față de mama mea și de tatăl meu, care prin intermediul acesta doresc să îmi cer iertare față de ei și îmi pare rău că nu am fost la nivelul așteptărilor pe care le-au avut în perioada copilăriei, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că acum pot să îi bucur cu lucrul acesta. După căsătorie, lucrurile au mers frumos în relația ta cu Ioana, dar știu că au mai fost și alte tipuri de probleme pentru tine. Da, deci după căsătorie s-a întâmplat ca pe data de 28 viața mea să prindă o altă formă, este vorba de 28 decembrie 2023. Este vorba de niște probleme de sănătate despre care nici eu nu știam că le am. Am ajuns la urgențe la Suceava cu o otită medie, în care acolo mi-au spus că timpanul ar trebui să fie spart ca să elibereze acea presiune, acea infecție pe care eu o aveam la nivelul urechii. Se pare că acolo mi-au dat doar niște pastile, este vorba despre antibiotic, dar eu cred că doar atâta este. Eu am acuzat dureri grave la nivelul capului, le-am spus că mă doare, dar ei spuneau că este de la otită. Am ajuns într-un final să plec de la Suceava către București și în timp ce conduceam mașina, eram cu soția mea în mașină, la Râmnicu Sărat, am făcut convulsii la volan. M-am oprit cu 5 minute înainte să facem o plimbare, apoi din nou m-am suit la volan și am început să conduc și la un moment dat i-am spus Ioanei că nu mai mă simt bine și am tras pe dreapta și acolo am început convulsele. A fost o minune din partea lui Dumnezeu că și puteam să nu mai fiu nici eu, nici ea. Puteam să fac aceste convulsii la volan și să mă duc direct într-o altă mașină sau pur și simplu, din cauza diagnosticului care mi s-a pus într-un final, puteam să nu mai fiu. Eu nu mi-aduc aminte foarte multe lucruri pentru că 3 ore am fost inconștient. Am avut mici stări sau am avut stări de conștiință în momentul în când medicii sau asistenții din ambulanță m-au legat, atunci am devenit irascibil pentru că nu suportam lucrul, dar nu știu. Și de acolo am ajuns într-un final la Râmnicu Sărat, de la Râmnicu Sărat m-au transferat la Buzău. Iar la Buzău mi-au făcut un CT și au văzut că la nivelul creierului, la nivelul creierului se întâmplă, este o modificare, dar nu și-au putut da seama de acolo ce se întâmplă. De acolo a venit unchiul Ioanei, m-a luat din Buzău și m-a dus la București. La București am ajuns acasă, crezând că totul este bine, am stat liniștit, am început să mâncăm, dar sora soției a spus că, uite, ea este medic în America și a spus că, uite, Daniel, dacă a făcut convulsiile astea, înseamnă că trebuie să fie mai mult, nu a făcut pe caz febril. Și am ajuns la orele în București, asta fiind de seara de 29 decembrie, mi-au spus că nu ține de ei, m-au trimis la neurologie, acolo m-au internat, în data de 31 mi-au făcut un CT din nou, un remene cu contrast și au văzut că și o puncție lombară, mi-au luat din coloană,
din lichid. Da. Se vadă, pentru analize. Da, pentru analize. Iar de acolo au ieșit analizele și m-au trimis la boli infecțioase. La boli infecțioase au pus, am ajuns cu următoarele diagnostici, am avut, a fost COVID, nu știu unde l-am luat, am avut COVID, otită medie, otomastoidită și meningită. Asta a fost ce nume. Meningită, asta este o boală destul de gravă. Gravă. Dacă nu e tratată la timp. Da, dacă nu este tratată la timp. Și acolo am ajuns, am stat noaptea de 31 decembrie, m-au băgat în terapie imediat, de acolo mi-au fost foarte multe antibiotice administrate intravenos. Da, intravenos. Și nu mai mi-aduc aminte foarte multe lucruri de acolo, pentru că atâtea medicamente, mai erau și sedative pe care mi le-au dat, nu știu. Și în momentul ăsta? În momentul ăsta sunt bine. Ești bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Am stat. Continui niște investigații. Da, continui niște investigații medicale. Este vorba de încă un remedie pe care va trebui să-l fac. Am stat internat 21 de zile. După aceea m-am întors la facultate, am ieșit la cerere pentru că am vrut să-mi dau examenele, sesiunea. Și am terminat-o cu bine. Chiar mai bine decât mă așteptam. Te gândeai. După toată perioada asta. Da, după toată perioada aceasta și... am avut ocazia ca în spital să vorbesc cu doi oameni despre Dumnezeu și să le dau câte o Biblie. Asta a fost ceva minunat pentru mine. Am zis că dacă eu am ajuns numai pentru lucrurile acestea, să le spun oamenilor acestora despre Dumnezeu, eu sunt satisfăcut. Ce frumos! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Daniel, și să ne dai vești bune după RMN, să fie totul cum trebuie. Cu permisiunea ta, eu am să mă rog pentru tine și am să îi invit la rugăciune pentru sănătatea ta și pe cei din comunitatea noastră, ca Dumnezeu să îți dea biruința la capitolul ăsta și să pună mâna lui vindecătoare acolo. Daniel, apropo de Dumnezeu, descrie-mi-l într-o frază, hai să nu zic într-un cuvânt, pe Dumnezeul tău. Deci, Dumnezeul meu a devenit personal. Și deci chiar dacă celelalte persoane mi-au oferit o înțelegere, mi-au oferit asupra vieții, Dumnezeu pot spune că a reprezentat răscumpărătorul sufletului meu, la fel cum am spus mai înainte. Pentru că El m-a scos de unde credeam că nu o să ies niciodată. Și m-a adus aici. Spune-mi, te rog, dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta, ai avea vreun reproș pe care să-i aduci? Da, reproș la adresa lui Dumnezeu nu aș avea. Singurul lucru mi l-aș reproșa mie, de ce nu sunt exact ceea ce trebuie. Deci eu onorez cum trebuie. Cred că asta ar fi singurul lucru și de multe ori, dacă mă crezi sau nu, parcă mi s-a luat de lumea aceasta. Nu știu pentru tine, dar pentru mine, făcând atât de multe lucruri, nu mai reprezintă nimic. Pur și simplu vreau doar să merg acasă. Ce înseamnă acasă? Acasă să fiu împreună cu Dumnezeu în cer. Asta, sunt atât de multe lucruri în lumea aceasta în care vedem că atât de multe lucruri, când mă refer la lucrurile acestea, spun despre calamitățile acestea, despre atât de multă boală, despre atât de multă suferință. Războaie, vești de războaie. Ne bucurăm că Biblia spune că așa va fi în timpul venirii Domnului Hristos și asta ar trebui să ne bucure că vine. Da, ai vrea să vină mai repede. Da, vreau să vină mai repede, să treacă tot. Daniel, noi avem o rubrică aici. Am vorbit despre Dumnezeu, am vorbit despre noi, am vorbit despre puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Avem o rubrică acum spre final de podcast în care dorim să-L lăsăm pe El să vorbească. Iar El ne-a scris o scrisoare personală pentru fiecare. Aceasta având numele de Biblie. Noi avem Biblia asta aici la Autentic. Am să o pun în față. Dacă vrei să o deschizi, e în regulă, dacă nu poți să ne spui pe de rost, care este versetul sau pericopa din Scriptură așa aproape de sufletul tău? Deci un verset care m-a impresionat de când am început să-L urmez pe Dumnezeu și am avut încrederea că El mă va duce mai departe, îmi va oferi un țel, un scop în viața aceasta. Este vorba de Psalmul 32 cu versetul 8 în care spune:
Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Acest verset întotdeauna m-a făcut să conștientizez că Dumnezeu are privirea asupra mea și mă întorc cu drag la versetul acesta ori de câte ori trec prin momente dificile. Ce frumos! Încurajator! Daniel, am câteva teste la finalul podcastului cu răspunsuri scurte. Primul se numește testul de autenticitate. Care este defectul cu care te lupți pentru a rămâne autentic? Defectul cu care mă rupt, cum am spus, este faptul că irascibilitatea de multe ori mă acaparează din cauza că relația cu Dumnezeu poate ar trebui să o țin mult mai apropiată. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Faptul de a sluji oamenilor. Am niște familii de care mă ocup, care sunt în situații dificile și așa văd faptul că slujesc. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Biblia. Care este locul în care în mod fizic îl găsești pe Dumnezeu? Locul este atunci când sunt pe genunchi și sunt singur. Și ultima întrebare din testul acesta, care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viața ta? Oh, ce întrebare! Grea, nu? Da. Un om autentic, deci mulți oameni au lăsat câte ceva în inima mea, dar faptul că mi-e greu să aleg din multitudinea de oameni care cred că pastorul Flavius Agape care mi l-a descoperit pe Dumnezeu într-un mod care nu l-am văzut la nimeni, cred că el ar fi acea persoană. Te rog să completezi fraza: rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul. Mulțumesc. Cartea, cu excepția Bibliei, care mi-a schimbat viața, are titlul? Calea către Hristos. Cel mai mare regret al meu rămâne? Faptul că nu pot să fac mai mult. Detest cel mai mult? Momentele acelea de rece cald cu Dumnezeu. Fericirea pentru mine înseamnă? O familie împlinită. Soțul care își iubește soția nu este? Egoist. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Îți spuneam că am notat întrebarea la care tu ai dat la un moment dat răspunsul, dar ți-o adresez. Pentru o coloană sănătoasă, a dormi cu pernă sau fără? Fără. Fructe sau prăjituri? Fructe. Bani sau liniște? Liniște. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Încerc imediat, dar nu reușesc întotdeauna imediat. Rugăciune în gând sau cu voce tare? Cu voce tare. Îi spui soției mai des iartă-mă sau te iubesc? Încerc să le combin pe amândouă. Sâmbătă la biserică sau în sala de tratament? Sâmbătă la biserică. La țară sau la oraș? La țară. Franc sau diplomat? Franc. Prefer să citești mai des din Evanghelii sau din Psalmi? Din Evanghelii. Eu mi-am terminat întrebările, Daniel, dar podcastul nu se termină, pentru că mai aici la cel puțin o întrebare de răspuns în ocazia asta. Este vorba de întrebarea surpriză. Uite, s-au adunat aici multe întrebări, cred că trebuie să schimbăm bolul ăsta. Sunt întrebări pe care le-au scris cei care au stat înaintea ta așezați pe scaunul pe care ești tu acum așezat. Așa că am să te rog să extragi o întrebare de aici, dacă vrei să mai amesteci întrebările, bilețelele, dacă nu, te rog să extragi o întrebare și să ne răspunzi aceste. Da, te rog. Ai emoții. Te simt. Înțelegi? Încerc să descifrezi. Dacă vrei, te ajut. Dacă nu reușești, hai să vedem. Ce zice întrebarea asta? Cum consider că a avut loc creațiunea în 6 zile autentice în etape? E o întrebare mai grea. Da. Deci cum consider că a avut loc?
Întotdeauna mi-a plăcut să, pentru că, cum am spus, la vârsta de 8 ani, am citit Creațiunea, a fost primul lucru pe care l-am citit din Biblie, și dând un răspuns clar, în afară de ceea ce spune Scriptura, nu am. Eu am ipoteze, dar acelea, cum spune și un fost filozof, spune că lumea se împarte în păreri, știință și credință. Și eu cred că Pământul s-a făcut la momentul s-a făcut prin știință și acum cred eu că prin credință, aș putea spune. Și ei ca atare, nu? Da, lucrurile astea. Desigur, așa spune desigur. Și Scriptura, de fapt, în Evrei, zice că prin credință putem să ne uităm asupra Pământului, să vedem cum a luat ființă, nu-i așa? Te rog și pe tine să scrii o întrebare. Desigur. Și să o lași aici pentru noi. Am să-ți ofer și pixul ăsta. Este autentic. Marca autentic pe care să-l porți cu tine pe acolo pe unde vei merge și atunci când vei ajunge tu mare, să-ți aduci aminte de pixul ăsta și să-l folosești când vei semna acte importante. Da, să fiu autentic. Să nu mi se fie autentic. Uite aici pixul, rămâne al tău, este mulțumesc cadou mult. Și aici este foița pe care am să te rog să scrii întrebarea. Semnează-te, te rog, semnătura ta, da. Așa, perfect. Împachetează-o și pun-o în bol, se mai adaugă o întrebare. Încă o dată, mai împachetează o dată. Se mai adaugă o întrebare aici în bolul ăsta. Daniel, îți mulțumesc din toată inima. N-am să te las să pleci de la noi doar cu acest cadou. Noi avem niște prieteni foarte apropiați, cei de la editura Viață și Sănătate. De fiecare dată ne pun la dispoziție titluri pe care ei le scot la editura asta, titluri foarte bune. De data asta am să pun înaintea ta două cărți. Vindecare de plină de Ellen White și apropierea și întârzierea parusiei. Două cărți speciale, le zic eu. Te rog să alegi pe una dintre ele care să meargă la tine. Este greu. Mie cărțile îmi plac foarte mult și mai ales să le citesc. Secretele Sănătății și ale Fericirii și Apropierea și Întârzierea. Posibil că eu tind mai mult spre istorie. Și ai să mergi spre asta, da? Da, okay. Desigur. Această carte este scrisă de Laurențiu Moț. El este cel care conduce în momentul acesta, coordonează ceea ce se întâmplă la Universitatea Adventus și este specializat pe decriptarea Apocalipsei. Aceasta merge la tine. Îți mulțumesc mult de tot. A fost o onoare pentru mine să te cunosc. Dumnezeu să-ți poarte de grijă și să rămâi la fel de credincios pe parcursul întregii tale vieți, așa cum ești în momentul ăsta. Vă mulțumesc și vouă pentru că a stat aici cu noi. Un podcast, a zice eu, așa cum mai spun câteodată, depus special într-un loc acolo, într-o bibliotecă virtuală pe care o aveți. Reveniți la el din când în când pentru a vedea ce poate să facă Dumnezeu pentru viața voastră, pentru viața celor apropiați. Vă apreciez pe aceia care ați dat mai departe podcastul nostru pentru a ajunge la prieteni, la cunoștințe. Nu facem altceva decât să ne micșorăm noi și să-L mărim pe Dumnezeu, să arătăm că Dumnezeu este cu adevărat viu. Așteptăm comentariile voastre, spuneți-ne ce gândiți despre ce facem noi aici la Autentic. Până data viitoare, nu uitați să vă trăiți viața cât mai aproape de ceea ce așteaptă Domnul Hristos de la fiecare dintre noi. Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Autentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!